Salutare iubitori ai rugby-ului românesc, iată-ne la o nouă ediție a podcastului Rugby Show. Alături de noi în această seară, după cum bine cunoașteți, co-moderatorul nostru, domnul Dragoș Nicolae, și ca invitații îl vom avea pe domnul Tiberiu Brânză și pe domnul Panait Carp, care în acest moment îl așteptăm să se conecteze, probabil în câteva minute va fi și dânsul alături de noi. Bineînțeles, vă mulțumim că sunteți într-un număr cât mai mare prezent și ne susțineți. Dacă nu ați apucat să votați, după cum bine vedeți, am lăsat special conectat pe televizor pentru a merge să votați și să vă alegeți favoriții, să alegeți pe cei care credeți că vă pot reprezenta în primării, consiliuri locale, județene sau la europarlamentare. Astăzi îl voi lăsa și îi voi da cuvântul domnului Dragoș Nicolae pentru a face introducerea și pentru a ne prezenta invitații de gală pe care îi avem în ediția Rugby Show. Domnul Dragoș, bună seara, bine v-am găsit. Domnul Tibi, bine v-am găsit. Vă mulțumesc că ați acceptat să veniți alături de noi. Bună seara tuturor celor care ne privesc. Bună seara invitatului nostru și este o mare onoare pentru mine să-l avem ca invitat pe fostul capitan al echipei naționale. Și pentru noi este de asemenea o mare onoare și, domnul Dragoș, pentru cei care cunosc mai puțin istoria stejarilor și pe invitații pe care noi avem și spun eu niște invitați cu greutate și pentru cei mai tineri, ar trebui să faceți o scurtă introducere a domnului Tibi și mai târziu a domnului Panait. Vă rog frumos! O țară civilizată, domnul Tibi Brânză nu mai avea nevoie de nicio prezentare. Cred că faptele și ceea ce a făcut pentru echipa de rugby a României, cred că, și încă o dată mă repet, într-o țară civilizată nu avea nevoie de nicio prezentare. Tibi îl cunosc pentru că avem o vârstă apropiată. Am jucat și împreună. Am avut un arătare. Avem și pe domnul Dragoș și domnul Carp este cu noi, în curând și pe cameră, sper. Domnul Carp, dacă ne auziți, vă rugăm frumos să dați drumul la microfon și la cameră. Vă rog frumos, continuați și îmi cer scuze, domnul Dragoș. Cum spuneam, a fost o onoare pentru mine să joc cu Tibi Brânză. Este un grivițean, un pur grivițean. O școală, poate una dintre cele mai bune școli ale rugby românesc. Campion, a activat în România atât și în Franța ca jucător la cluburi mari. A continuat cariera lui ca antrenor și acum aș dori să-i dau cuvântul să se prezinte un pic singur după prezentarea pe care i-am făcut-o. Trei cupe mondiale. Așteptam să spună, să vină de la el, pentru că este prezentarea pe care și-o va face el este mult mai amplă de ceea ce cunoaștem noi și telespectatorii noștri. Sigur. Bună seara tuturor iubitorilor de rugby. Mă cheamă Tibi, cei care mă cunosc, spun toți Tibi, Tiberiu Brânză. Sunt născut pe 21 septembrie 1968 la București. Sunt dintr-un cartier muncitoresc al CFR-ului la epoca respectivă. La 14 ani, ca să mă prezint așa puțin și cei care nu mă cunosc, să le spun așa exact puțin cum am trecut eu așa prin acest frumos sport. La 14 am început canotajul. Printr-o întâlnire, totuși, stăteam în autobuz, cineva a venit, ce vrei să facem? Haide, vino să faci puțin canotaj, să vezi cum este. Canotajul se făcea numai pe Herăstrău, deci nu era departe de unde stau, deci eu stau la piața Chibrit, nu departe de stadionul de rugby al Griviței. La epoca respectivă habar n-aveam de ceea ce este rugby. Deci timp de 2 ani de zile am făcut canotaj și prin întâlnirea cu, care acum mi-a devenit un prieten foarte intim și prețios, Adrian Gurănescu,
discuție cu tatălui care căuta și avea sarcina la epoca respectivă să caute jucători, să-i aducă. Deci la 16 ani am integrat clubul Locomotiva, unde știți și dumneavoastră că clubul Locomotiva a fost unul dintre puternicele cluburi care a adus și a și a dat rugbyului românesc foarte, foarte mult internaționali. Pe vremea respectivă, pe vorba aceea, era pe vremea interbelică, erau foarte multe cluburi, eram foarte mulți copii pe teren. Deci am primit mei pași, au fost la echipa Locomotiva, cu cunoscuții antrenori, Manolache Nicolae și cu cunoscutul profesor Constantin Ismau. Și am ajuns exact în 1984, când au ieșit campioni și prezint desigur am ieșit campioni de juniori în 86. Deci a fost o șansă și o mândrie pe vremea aceea să avem noi acea frumoasă medalie cu frumosul tricou, cu tricolorul pe piept, era singura noastră monedă de schimb și cea mai mare mândrie de a avea acest tricou albastru cu tricolorul românesc. Desigur că am dat peste foarte mulți jucători la epoca respectivă, ca Rică Răducanu, ca și Avram, ca și Neaga, și ca și Vasile Udruiu, mulți alții Bărgărici și tot felul de internaționali care au trecut și cu care am jucat împreună. Deci acest prim pas, aș zice, Locomotiva, de efectiv la epoca respectivă multe sporturi pe care erau acolo în cartier la noi nu erau enorme decât rugby-ul, ceea ce a fost foarte bine pentru mine. După 4 ani de zile de juniorat am trecut la seniori. La seniori am fost cooptat imediat de Grivița Roșie, care desigur am avut și eu cred că am avut o șansă, ocazia să am și să dau peste foarte, foarte mulți antrenori de excepție. Deci antrenori de excepție ca Manolache, ca Mau și acum spun despre Radu Demian și Morariu. Dar parcursul meu a fost mult mai lung și în Franța am dat peste alții. Dar deocamdată o să rămânem pe teritoriul românesc. Corect. S-a alăturat și domnul Panait Carp. Bună seara, domnul Panait, dacă ne auziți. Stați puțin că aveți, vedeți că aveți microfonul, stați așa să-l... Aveți microfonul. Auziți acum? Acum vă auzim, perfect. Bună seara. Bună seara la toată lumea. Bună seara, domnul Carp. Bună seara. Bună seara, domnul Tibi. Bună seara, domnul Naie. Bună seara, domnul Zaman. Bună seara. Puteți să întoarceți camera dacă se poate, să vă vedem pe orizontală, așa, și dați rotire ecran. Perfect. E perfect. E bine, dar, așa? Da, puțin mai sus să vă vedem. Perfect, e perfect. Gata. E perfect. I-am făcut o introducere domnului, stați așa că cred că mai este o persoană cu noi. Nu știu cine s-a conectat, nu știu cum s-a conectat. S-ar putea să fi fost telefonul meu, că ăsta e telefonul soției. Că nu reușeam pe al meu, nu mi-apărea camera. Îi spune soției dacă dorește să se deconecteze, că se aude o microfonie. I-am pus pe mute telefonul, nu-i problemă. Așa, și am făcut o scurtă prezentare domnului Tibi, dacă îl rog pe domnul Dragoș să vă prezinte puțin și pe dumneavoastră și să continuați de unde lasă domnul Dragoș, ca să pentru cei care sunt mai tineri, am spus, și nu cunosc valoarea și amplitudinea numelor care sunt prezente în această seară lângă noi. Avem alături de noi un fost mare rugbyist, un fost grivițean, un om care a jucat rugby la un nivel foarte mare, un om foarte cunoscut pe timpurile acelea,
Pentru cei tineri, pentru că pentru cei mai în vârstă nu mai are nevoie nicio prezentare. Panait Carpu este un nume în rugby românesc, a fost și este un nume în rugby românesc. Ca și domnul Tibi Brânză, am să-l las să-și facă o prezentare mai amplă, pentru că Panait Carpu a fost jucător în Franța, apoi a devenit antrenor și arbitru. Și pe lângă lucrul ăsta este și președintele urcilor din Carpați. Pe lângă multe alte calități pe care le are, îndeplinește cu brio și funcția de președinte a rușilor din Carpați. O să lăsăm pe să spună mai mult, pentru că acești oameni sunt foarte rari, sunt oameni care sunt foarte prețioși, oameni care au o voce pe care trebuie auzită. Și cred că aducerea lor în emisiune, în podcastul de astăzi, este un mare câștig pentru rugby românesc, în primul rând pentru tinerii care astăzi descoperă niște oameni care de mult nu au mai fost în vizorul echipei naționale sau în vizorul rugby-ului românesc. Deci domnul Panait Carpu, să vă dau cuvântul și vă rog să faceți o prezentare mai amplă, pentru că atât eu, care vă cunosc bine și știu despre cariera noastră, încă nu știu tot și m-aș bucura foarte tare să aflu tot parcursul dumneavoastră. Eu zic să nu exagerăm cu mare, mare jucător. Am fost un jucător mai modest ca toți invitații dumneavoastră, datorită probabil și mie, pentru că eu nu am acceptat, când a fost cazul să plec la Steaua, n-am acceptat să plec la Steaua. Și acolo mi s-a spus clar, lasă că mai târziu ai să regreți. Și adevărul că așa s-a întâmplat. La vremea respectivă, când mă luase la echipa națională, fiind antrenor Neateu, care are tot respectul la toată România și eu îl respect, dar mai puțin ca ceilalți, pentru că în momentul când ai un jucător care e valoros, nu-l dai afară de la echipa națională. Înțelegeți? Deci eu am fost un jucător mai modest față de toți invitații pe care i-ați avut până acum. Am fost un jucător de club muncitoresc, Crivița ca și domnul Tibi. Am fost onorat și acum sunt mândru că am făcut parte de clubul Crivița. Și după aia am ajuns în Franța ca toți băieții noștri, pentru că căutam să îmi realizez copilul, la perioada aia aveam o singură fetiță și vreau să văd și eu cum e vremea în exterior, cum e vremea în străinătate. În străinătate a fost frumos, educație, altă disciplină, alte condiții de antrenament, servicii, nu eram profesioniști pe timpul acela. Deci a fost mai greu la început până ne-am obișnuit. Dar în general eu am fost foarte mulțumit cu tot ce s-a întâmplat în România până astăzi. Așa. În schimb, eu sunt un pic mai deosebit poate față de ceilalți. Eu nu vreau să am boala bătrânilor. Noi, pe timpul nostru, eram mai nu știu cum, eram mai, făceam mai multe, făceam nu. Eu sunt, trăiesc astăzi și începând de astăzi mă duc înspre mâine, poimâine, și ce a fost, a fost, s-a dus. Au fost niște cazuri excelente, nu le regret, îmi păstrez amintirile în familie și cu prietenii foarte, foarte apropiați. S-au fost colegi de echipă, când ne întâlnim, ne aducem aminte de postele, momente plăcute împreună, dar e bine. Eu aici în Franța am fost foarte mulțumit. M-am realizat pe plan profesional, copiii mi s-au aranjat bine, am terminat cariera de sportiv și m-am băgat la arbitraj, am ajuns foarte bine la arbitraj, am ajuns până am devenit arbitru FIRA, am arbitrat meciuri internaționale. Deci cariera mea de arbitru a fost poate mai bogată decât cariera de jucător. Am arbitrat aici în Franța 4 finale de campionatul francez la centru ca arbitru, nu de top 14 sau niveluri extraordinare. Dar nu știu dacă știți bine, în Franța orice nivel o finală e o finală.
ești cel mai bun jucător din categoria cu tare. Deci așa am fost și eu, am arbitrat 4 finale la centru, una la tușă, în divizie mai mare. Deci pentru mine a fost o mândrie ca un român să arbitreze în Franța, să ajungă într-un nivel bun. A fost o mândrie. Ca jucător au fost mai mulți jucători care au dus steagul în Franța, steagul României. Dacă arbitrii nu au fost prea mulți români care au reușit în Franța. Domnul Naie poate să confirme pentru că l-am arbitrat. V-ați bătut? V-ați certat? V-ați scos ochii? Nu dăm detalii acum. Pentru mine personal, Carp, pentru mine personal, eu întotdeauna te-am considerat un mare jucător. A fost o glorie pentru că jucătorii care au jucat la cluburile mari, precum Grivița și care au cochetat cu echipa națională, pentru mine acești jucători sunt de jucători foarte mari. Pentru că știi foarte bine că înainte când se făceau selecțiile la echipa națională, tu ești mult mai în vârstă ca mine și apreciez foarte mult asta, când se făceau, ca să ajungi la echipa națională, trebuia să treci cam pe multe trialuri. Deci e modest ceea ce ai spus, e foarte modest din partea ta, dar trebuie să dăm cezarul și al cezarului, trebuie să spunem jucătorilor tineri că a fost un jucător mare, chiar dacă tu spui că nu ai fost un jucător mare sau nu, prin modestia ta încerci să lași lucrurile așa. Eu personal cred că ai fost un jucător mare și îmi mențin ceea ce spun. Și am curajul să spun treaba asta pentru că cunosc foarte bine situația. Cunosc că deja în perioada când venisem la echipa națională, deja numele tău circula. Deci încă o dată îți mulțumesc pentru modestia ta, dar tu vei rămâne un jucător mare pentru mine. Ca și Tibi de altfel și toți invitații pe care îi chemăm la noi. Și ce aveți în comun toți trei și anume urșii din Carpați. Toți trei faceți parte. Eu mai puțin. Asta este mândria mea. Două secunde și vă las pe domnul Tibi să continue cu prezentarea lui. Eu mai puțin, pentru că ca să ajung să joc la urșii din Carpați trebuie să dau niște probe. Iar probele astea sunt luate de domnul președinte. Deci nu știu acum cum au reușit ceilalți, adică Tibi, cei de seama mea, cum au dat probe, n-au dat probe. M-am interesat, dar am înțeles că trebuie să dau niște probe ca să pot să vin să joc. Pe TV l-am primit și mai facem o excepție, îl mai primim, dar ne mai gândim, mai facem. Trebuie să mă sfătuiesc cu secretarul, cu trezorierul, cu nu știu ce, să vedem dacă mai... Tu, Naie, trebuie să treci prin niște selecții groaznice. Am să trec, am ce să fac acum, trebuie să trec. Am să revin la Tibi sau Bogdan, îți dau cuvântul să poate ai niște întrebări pentru Tibi. Aș vrea să-și continui un pic pentru că acum nu știu cum să fac, pentru că dacă a intrat pană pe treabă aici în emisiune, trebuie să accelerez sau trebuie să continui, pentru că nu știu care este spațiul nostru de emisie. Ca să vedem. Spațiul este nelimitat, dar cred că o oră jumate este perfect pentru toată lumea. Okay. Nu de altceva, dar deci am rămas la locomotiva, deci intrarea mea de la juniorat la Grivița. Deci continui sau accelerez treaba? Continuă. Continuă, Tibi, că e foarte interesant să știi. Deci după ce am terminat junioratul, desigur am ajuns la Grivița unde și acolo am dat peste mari jucători. Și da, problema este că cât timp bănuiesc că toți dintre noi la epoca respectivă, când eram juniori, era o mare mândrie deja să îi vedem pe marii internaționali la epoca respectivă doar să treacă pe lângă noi, să vedem cum erau îmbrăcați, cum erau gegiuliți și cum se antrenau ei doar pe terenul principal și noi eram chiar acolo în spate la terenul 2-3 ca să în mult. Dar întotdeauna e o chestie care mi-a rămas și îmi va rămâne și am fost foarte, foarte, foarte mândru și plăcut surprins să-i văd, să văd echipa națională care a plecat în 1987, pardon, la prima cupă mondială, unde l-am văzut pe Bucan, pe Enciu Stoica, pe Dodo Munteanu, pe mulți alții ca Dumitru, Paraschiv,
Paraschiv, să, cine, toată lumea vorbea de, de marele nostru Paraschiv, de Alexandru Dumitru, de Laurențiu Constantin și noi eram niște copii la epoca respectivă și eram atât de mândri și eram atât de bucuroși doar să-i vedem. Cine n-a, niciodată nu s-a vorbit și în această perioadă de bani, de unde mergem, stânga, dreapta. Deci singurele cluburi unde puteam efectiv și foarte mulți care doreau era la vremea respectivă Steaua și Dinamo. Era pentru cei care vreau ca să rămână în armată, iar pentru cei care vreau ca să meargă să facă studii, a fost Clujul, Timișoara, Baia Mare, deci și Constanța, desigur. Deci cluburi cu bănuiesc eu, așa am simțit eu, pentru că erau cluburi foarte puternice. Apropo de Cluj, salută Adrian Groza, vă trimite salutări de la Cluj. La fel îi salutăm și pe domnul Răzvan Dumitru, pe doamna Mioara, îi salutăm pe toți, ne urmăresc într-un număr cât mai mare și pe această cale le transmitem salutările noastre călduroase. Da, da. Deci clubul ăsta formator de la seniori a fost excepțional, mai ales că la Grivița am dat iară peste alți mari jucători ca și Gură Mare, ca și cine a mai fost, Petrică Nas, am avut cum l-a chemat Panait Păpilier, cum cheamă? Vlad Gabule. Da, pe Bălan, pe Dan Dinescu, pe Gură Mare, Struie, deci oameni foarte puternici. Veneam ca și copil, deci a trebuit să integrez această echipă, deci n-a fost foarte greu. Deci la epoca respectivă, ca să integrezi prima echipă, trebuia să treci prin foc și cuțit cu ei, pentru că nu se făcea niciunul un cadou sau lasă-mă că stai micul. Nu, dacă nu erai puternic, ți-o trăgeau ăștia bătrânii de n-aveai treabă. Deci întotdeauna trebuie să fim foarte prezenți, vigilenți și foarte stăpâni pe noi, pentru că cu ei am învățat și cu ei am mers mai departe pentru a ajunge, desigur, la echipa națională. Pentru că cea mai bună formare au fost meciurile. Meciurile pe care erau destul de numeroase la epoca respectivă. Deci asta a fost marea mea întâlnire cu partea profesională senior, de seniori. După ce în 1991 am integrat echipa națională a României, desigur am făcut un mic pasaj pe la Dinamo, unde mi-am făcut stagiu militar. N-am stat mult pentru că am impresia că la epoca respectivă Moraru i-a zis după Paraschiv, bă, tu pe ăsta nu-l lași la tine, mi-l trimiți acasă. Deci am revenit la Grivița și în 1991 am integrat pentru prima oară echipa națională a României. Continui? Bogdan, vezi că nu ai sonor. Să trecem un pic la domnul Carp. Am pus microfonul pe silențios. Să dăm cuvântul domnului Carp să ne spună un pic despre proiectul ăsta Urși din Carpa sau dacă vreți să continuați un pic cu cariera. Dar ar fi frumos ca Panait să ne spună puțin despre Grivița, pentru că este pentru mine și pentru el și mă bucur că sunt în această emisiune cu Carp. Pentru că este clubul nostru de suflet. Exact. Trebuie să fim realiști că cluburi ca Grivița, ca Constanța, Gura Humorului, Suceava, echipe care n-aveau niciun avantaj să aducă jucători buni la cluburile lor, pentru că Steaua, Dinamo aduceau cei mai buni jucători din România. Baia Mare, Petrușanii aduceau jucători pentru facultăți. Grivița, Constanța, Suceava, Sibiu au fost niște cluburi care au reușit datorită jucătorilor și antrenorilor care aveau o voluntate extraordinară. Pentru că nu aveai avantajele care le aveau Steaua, Dinamo, Baia Mare, Petrușanii.
E simplu să spui că Nea Teo, Nea Țuțu au reușit nu știu câte campionate. Auziți, hai să fim serioși, să punem orice antrenor, când ai toate valorile din România în clubul tău, e normal să ai performanțe. Du-te într-un club ca Grivița sau eu știu care alt club, trebuie să te bați, trebuie să ai antrenori buni, trebuie să știi să lucrezi cu băieții, trebuie ca băieții să fie voluntari, să iubească tricoul în club. Eu la Grivița am petrecut junioratul, senioratul, am petrecut o perioadă super de frumoasă. Super de frumoasă. Cu turnee în străinătate, cu... Țin minte că mă întreba băieți după la Steaua, după la Dinamo, ce trebuie cu stai tu la Grivița? Ce câștigi tu la Grivița? Ce ai tu la Grivița? Îi spuneam, băi, noi avem ghete Adidas și antrenori emeriți la Grivița. Pentru că așa era pe timpul ăla. Acum ce să vă spun? Am avut o viață frumoasă cu băieții respectoși, cu antrenori buni și eu sunt un pic sceptic pentru Troacar, cel puțin la Grivița, să fie antrenat de un antrenor de Radu Demian, Dumnezeu să-l ierte, e cam tristunel. Pentru că Nea Radu a fost un jucător de linia a treia și noi jucam pe Troacar. Deci era mai complicat pentru Nea Radu să ne antreneze pe Troacar. De altfel, cred că eram echipa cea mai cotonoagă ca fantezie de joc. În schimb, nu trecea prea multă lume pentru că eram solidari și lucram apărarea cum trebuie. Așa, deci cariera mea de uitist, asta a fost la Grivița toată viața mea și v-am spus că mi-am făcut mare plăcere să stau la Grivița. După aia, în Franța, când s-a venit, să venim la formația asta de urși. După ce s-a terminat cariera de jucător, am participat odată la o asamblare la Paris cu Capone, Dumnezeu să-l ierte, Tinu Constantin, fostul pilier, marele pilier român, cu Eugen Ștefan, cu Tudose. Am făcut o reuniune cu Dumitru, cu Adrian Lungu, foarte, foarte mulți jucători. Și am zis, hai să facem o asociație, să ne unim, să facem și noi o asociație, să ne vedem, să nu știu ce. S-a făcut, s-au dat niște bani, am plătit niște tricouri, s-a dat o cotizație, nu s-a dus la bun sfârșit asociația asta, niciodată nu ne-a mai întâlnit. De altfel, banii sunt tot timpul în contul lui Nadinu Capone și nu poate să-i scoată soția, pentru că dacă a murit trebuie să facă niște demersuri, să vadă, poate să reușească să scoată bani, cotizația asta care s-a plătit la momentul respectiv. Asta vreau să vorbesc de anii 2000 și așa. Și după ani de zile am zis, ia să încerc eu să fac chestia asta. Dar știți dumneavoastră cum e, știți de ce merg trenurile pe un tren pe șină, merge trenul pentru că sunt locul vagoanele în spate. Așa și asociația noastră. Eu sunt bine dispus să fac chestia asta, dar dacă băieții din spate nu mă ajută, nu reușeam niciodată. Și au fost băieți Rădoi, Giovanni, băieți ăștia care au fost cu noi, Carmel, care m-au ajutat și m-au susținut să facem asociația aceasta. A fost foarte, foarte greu la început, foarte greu, pentru că știți, românii suntem suspicioși, băi, să dăm niște bani așa înainte ca să rezolvăm după aia. A fost foarte, foarte complicat. Și s-au făcut câteva turnee foarte frumoase la Dieppe, pe unde am fost. Și m-am hotărât să facem o asociație. Și în 2017 am creat asociația Urșii din Carpați. Câți membri sunt în asociație? La ora actuală, toți băieții care s-au plimbat pe la noi, s-a dat o contribuție la asociație înainte de COVID. Atunci eram 36 de membri, numai jucătorii, fără soțiile lor, numai jucători. După aia COVID-ul ne-a tăiat un pic 2 ani de zile, dar așa băieții care s-au plimbat, ursuleții care s-au plimbat la noi, sunt între 40 și 45 de persoane care au venit. Au venit, n-au mai venit, dar avem un
un colectiv de 20 de jucători care avem cu noi de când am început aproape asociația. Foarte frumos. De exemplu, anul ăsta am fost plecați la Lisabona, am fost 68 de persoane. Cu soții, cu copii, ceva de vis și toate. Eu cel puțin când facem chestia asta, mi se încarcă bateriile pentru un an de zile. Da, este... Totuși, sunt niște nume foarte importante acolo. Adică sunt băieți cu inimă, sunt niște băieți cu inimă care trăiesc Rubiu, adică îl respiră Rubiu. Îi văd, îi urmăresc pentru că sunt și eu pe grupul ăsta lor și tot timpul sunt jucători valoroși și sunt jucători care au jucat Rubiu în trecut, care s-au atașat de asociația asta și le face mare plăcere. Când am fost ultima oară la turneul din Italia, am trecut pe acolo, am discutat așa cu unul cu altul și le face mare plăcere să se reunească, să joace, să fie împreună, pentru că sunt momente de neuitat. Super, super. Să știi că sunt nu numai valori că la ușii din Carpați. Asociația e deschisă la toată lumea. Uite, sunt foarte încântat de băieții ăștia de la Moldova care trăiesc în Italia. Leaua, Cazacu, Ienache, Tabarcea, toți niște băieți extraordinari, cu soții, cu tot, vin cu noi în turneu. Băieții din România, Cornel, Neluțu, Sandu Maftei, dar și din Franța, Sandu Ciorescu, toți băieții ăștia, chiar dacă uit pe cineva să mă ierte, Horică, toți, țin să le mulțumesc cu ocazia aceasta. Dar nu vă dați seama, anul trecut, cea mai mare surpriză a fost anul trecut când a venit cu noi Tonița și când a fost un turneu, n-a fost un meci, au fost mai multe meciuri și toată lumea venea și se uita la Tonița și spunea, băi, e extraordinar, băiatul ăsta face parte din puținii jucători care au făcut 5 cupe mondiale și care poți să-l atingi, să stai de vorbă cu el, să joace cu bătrânii, să-și facă plăcerea cu bătrânii. A fost ceva extraordinar. Înțelegi? Adică hai să fim serioși, Tonița e un jucător care merită să-i dai numele valoare. Okay. Deci a venit cu noi și ne-a făcut mare plăcere, sperăm ca la anul să-l avem din noi printre noi. Și Sandu Cerescu, de exemplu, ne-am dus în Țara Galilor la un meci și veneau oameni cu o cărticică de nu știu câți ani să-i semneze că, uite, a jucat cu Țara Galilor acum nu știu câți ani. Deci, pentru mine, ca președinte, ca jucător, că sunt colegul lor acolo, mi se face o mare onoare, o mare onoare să vedem cazuri din asta. Deci, cu ocazia asta, profit ca toți cei care i-am pus pe grup, toți băieții sunt bineveniți, indiferent de calitățile rugbistice care le au. Că noi nu ne ducem să ne facem cariera de rugby, că facem turneile astea. Le facem ca să ne vedem, să petrecem niște momente extraordinare, să bem o bere, să mâncăm și să profităm de viață. Că viața e așa de scurtă și atâtea nenorociri cad pe noi că e super să ne întâlnim. Aș vrea să vă completez aici. Nu vă duceți doar să vă simțiți bine cu familiile, să socializați, dar dumneavoastră prin asociația pe care o conduceți și o reprezentați alături de acești oameni valoroși, unul și unul pe care i-ați enumerat mai devreme, dumneavoastră sunteți și ambasadori ai României, dar și ai rugby-ului românesc. Dumneavoastră nu mergeți să vă reprezentați pe dumneavoastră Panait Carp, Tiberiu Brânză sau ce nume mai putem enumera. Dumneavoastră mergeți acolo și scrie urșii din Carpați, scrie România. După cum spuneați, sunt foarte mulți care urmăresc aceste turnee de All Boys, care se documentează, care urmăresc jucătorii care vin și știu istoria pe care o au în spate. E ceva extraordinar și noi încă nu suntem la nivelul ăla ca să, atunci când facem un turneu de All Boys, să mergem să facem search și să vedem cine au fost jucătorii aia care vin și joacă acolo pe teren, ce au reprezentat pentru țările lor, pentru rugby-ul mondial. Bineînțeles că noi am scris sau noi suntem sau facem parte din istoria rugby-ului mondial. Am să spun ceva ce am spus și data trecută și cred că o să spun și
data ce vine și o să spun tot timpul de câte ori am ocazia. Cred că acești băieți, acești oameni merită o retragere. Pentru că fiecare jucător care a jucat pentru echipa națională, care merită să-i se facă o retragere cu ajutorul, și ajutorul federației, cu ajutorul unor sponsori, se găsesc mijloace, se găsesc. Bun, că... haideți să facem așa. Domnul Dragoș, dau în premieră. Pentru la anul intenționez să facem un turneu de rugby în 7 All Boys și de All Boys, normal și de All Boys, da? Deschis și poate în felul acesta poate facem și meciul de retragere al jucătorilor din echipa națională în felul acesta. Acceptați? Va fi undeva pe 25 august în Năvodari. Dau și în premieră unde se va face, la Năvodari. Va fi un turneu de rugby în 7 internațional, dar vrem să-l facem și de rugby în 15 sau rugby în 10, să vedem cât se adună într-o echipă, de pentru All Boys. Și în felul acesta poate facem și un meci de retragere frumos pentru legendele noastre. Cum vi se pare această invitație? Super idee. Cred că trebuie implicată o asociație. Cred că trebuie implicată asociația domnului Panait, pentru că se vor strânge mai ușor și cred că dacă tot vorbim despre asta și ideea ia contur, trebuie acționată de acum, pentru că sunt niște lucruri extraordinare și cred că părerea mea chiar o merită. Eu voi fi în țară anul acesta, voi veni undeva la sfârșitul lui iulie, începutul lui august, pentru a pune la cale acest turneu. Deci deja domnul Dragoș știe că începem să demarăm. Trebuia să-l facem de anul acesta, din păcate unele mici dificultăți logistice, să le numim așa, au făcut ca să nu putem avea anul acesta turneu, dar pentru la anul se lucrează, începem să discutăm. Și mi-ar plăcea să facem acest meci de retragere, bineînțeles în colaborare cu Asociația Urșii din Carpați, cu Asociația Rugby Mania și cu Federația Română de Rugby, pentru că ar trebui să implicăm și Federația, pentru că dumneavoastră ați reprezentat România, nu ați reprezentat pe altcineva și voi încerca să găsesc un dialog și o cale de a strânge aceste entități și a face un meci de retragere așa cum meritați. Și noi deja am demarat discuțiile, v-am spus, și dacă acceptați invitația, cred că în jur de 25 august, depinde cum va cădea în weekend, dar din câte știu eu cade într-o sâmbătă, noi deja vorbisem, 25-27 august, ceva de genul. Dacă... Super! Da, și să facem un meci de retragere ar fi ceva extraordinar pentru istoria rugby-ului românesc, un meci unde să asiste cât mai mulți spectatori, pentru că suntem și la mare, da, sezonul estival. Să vedem, poate putem să aducem foarte mulți copii de la cluburile sportive să facă cunoștință cu valorile și oamenii care au făcut ceva pentru România. E bine, e super. E super. Da, ar fi ceva extraordinar. Dacă hotărâți chestia asta, eu vă promit că eu mă implic cu toți băieții de la asociație să participăm cât mai într-un număr cât mai mare la chestia aceasta și venim. Super. Venim. Domnul Tibi, dorea să interveniți? Să vă spun totuși de turnele pe care Panait o face și mi-aduc cu mare plăcere aminte de turneul de la Diep, unde am plecat cu toți de la Panait de acasă, unde ne-am întâlnit, eram eu, Rădoi, tu și mai era a fost Vlășceanu, Ciprian. Vlășceanu. Credeți-mă că a fost un weekend unde nu știu dacă am dormit mai mult de 3 ore. Dar până la urmă revin la această asociație. Cine atrage? Cine aduce această asociație? În primul rând este această întâlnire între noi. A doua este că vorbim aceeași limbă, limba care este rugbistică, nu? Deci că vorbești cu după ora 2 noaptea, băiesc că după ora 2 noaptea nu cred că mai vorbim aceeași limbă. Dar că ești cu engleză, că ești cu asta, vorbim, avem același balul în mână.
Și această ocazie, această întâlnire pe care o avem, unde ne adunăm cu toții și ne depănăm amintirile frumoase, bune, rele, cum au fost, credeți-mă că sunt niște momente atât de puternice emoțional, că, cum zice Panait, îl încarcă cu 100% un an de zile și este apric la servici. Deci e ceva excelent, excelent. Bravo pentru această asociație și încă o dată bravo, Panait, pentru efortul și pe care îl faci. Eu cred că avem... Anul vă invităm, domnul Zaman, dacă aveți plăcere, veniți cu noi. Mergem în Pors, la anul Corsica, mergeți cu noi dacă vă face plăcere. Da, mi-ar plăcea. Da, mi-ar plăcea să vin. Mi-ar plăcea să-mi iau vă familia. Notați în agenda, vă notați în agenda weekendul de 8 mai. Sigur, sigur, promit că vin acolo. Poate chiar, dacă slăbesc, poate chiar fac o repriză la Urși. Trebuie să dai probe, Bogdan, nu te intra așa la Urși. Nu merge și auziți, pe vedeți că mai avem un băiat care l-ați avut în invitat pe Sandu și a spus că vine, Carp, să vezi ce bine mă simt, am slăbit 20 de kg, să vezi ce joc, și a jucat 10 minute, dar nu s-a întâlnit cu mingea. Important este că a jucat. Asta vreau să menționez, Bogdan. A participat. Asta vreau să menționez, Bogdan, pentru că avem nevoie de oameni ca ei, avem nevoie de invitați cu valoare, pentru că copiii se pot inspira după aceste valori, pentru că cine nu are un trecut nu poate avea un viitor. Corect. Cred că tinerii noștri de astăzi trebuie să informeze mai mult de foștii noștri jucători, de fostele noștri vedete, foștii noștri mari jucători. Trebuie să înțeleagă că acești jucători pot ajuta, inspira cu o vorbă, cu lucruri, pentru că dacă stai la povești cu oamenii aceștia pe care îi aducem în emisiunea asta, două, trei zile n-ai cum să dormi, cum spuneau și ei, n-ai cum să dormi. Adică sunt niște povești în care trăiești cu ele, te hrănești cu ele, sufletul se hrănește cu ele. De asta încerc tot din adinsul ca, și știu că avem foarte mulți urmăritori, ca acești oameni să vină să vorbească despre ei, pentru că nu este posibil noi ca națiune să ne uităm pe cei care ne-au condus, care ne-au dat o moștenire și la rândul nostru trebuie să dăm mai departe. Așa este. Cred că și noi aici la Rugby Show ne-am preocupat de lucrul acesta, să aducem fostele noastre glorii, dar nu numai doar la Rugby Show și la podcastul Sport for Life Rugby Mania. Am încercat să aducem marile noastre nume să vină, să facă acest dialog între generații, să numim așa, cu cei tineri care, din păcate, nu cunosc atât de bine istoria rugby-ului românesc. Spre rușinea noastră, nici eu nu am știut atât de multe înainte să încep aceste emisiuni și uite câte multe lucruri am aflat atât de interesante. Și trebuie să păstrăm acest dialog constant, pentru că a-ți cunoaște istoria înseamnă să știi și viitorul și să nu repeți anumite greșeli și mai ales să încercăm să nu pierdem această legătură, pentru că sunt niște oameni deosebiți, niște oameni, nu vorbim doar de partea sportivă, da? Aici vorbim și de partea umană, de ceea ce reprezintă ei în momentul de față și cinstea pe care o face, pe care o fac României, pentru că sunt mai mulți, nu-i așa? Și cred eu că ar trebui să-i ținem aproape. Aș vrea să-l întreb pe domnul Tibi, cum este după ce te lași de rugby, da? Pentru că de obicei se vorbește doar despre tine sau noi, oamenii care suntem în afara fenomenului, vorbim doar despre un jucător când se află în activitatea lui, dar cum este după ce termine activitatea, oamenii mai rezonează cu tine, mai vin lângă tine și încearcă să țină aproape așa cum ținea când erai, să spunem așa, în lumina reflectoarelor? La un moment dat va veni ora când va trebui să te oprești din rugby. Că vrei, că nu vrei, vârsta,
loviturile, tot felul de inconveniente pe care rugby-ul ăsta nu ți le dă chiar așa ușor. Deci când m-am oprit din rugby, m-am setat, am zis gata, opresc. Timp de 3 ani de zile am antrenat, deci mi-a făcut puțin datoria. Am încercat să dau puțin înapoi rugby-ului ce rugby-ul mi-a dat și mie. Deci timp de 3 ani de zile am antrenat, m-am ocupat de partea administrativă și puțin financiară a clubului, pentru că a trebuit să mă duc cu alții colegi ca să căutăm finanțe, putem să ajutăm clubul. Am ajutat copii, am ajutat seniori, până la un moment dat când am zis, bă, am impresia că aș vrea să fiu antrenor, dar de fapt această mănușă nu e pentru mine. Și mulți, am observat că mulți vor să devină antrenori, dar dacă nu ești făcut ca să fii antrenor, mai bine lași loc la alții. Și am preferat să devin puțin spectator. Atenție, cam la 2 săptămâni sunt prezent la meciurile locale de aici, chiar la meciurile internaționale, deci am avut ocazia să mă duc la niște meciuri internaționale din campionatul european, la campionatele în top 14 am fost, deci sunt destul de prezent pe teren, deci nu las. Dar e clar că odată ce rupi acest cordon, că e ca un cordon umbilical, lumea începe să te uite. Pentru că nemai fiind în acest cerc, e clar că nu mai ești cu ei. Nemai fiind cu ei, pierzi în cadrul ca și tot. Deci o lumea efectiv te uită. Da, este trist. Este trist să spui lucrul ăsta și să te gândești că ai făcut 3 cupe mondiale pentru România, ai jucat în Franța la un nivel destul de bun și ai făcut cinste României. Din păcate, uităm prea repede. Și spun eu că asta ar trebui să, vorbeam de cei tineri, să aibă grijă și de viața lor personală, pentru că odată ce ai încheiat activitatea, dacă nu știi să alegi bine pașii în viață, riști, pe lângă să fii uitat, din păcate, riști să n-ai niciun viitor din punct de vedere social sau pentru familia ta. Da? Deci trebuie să-ți urmezi bine pașii, să-ți calculezi și să, de asta și facem aceste întâlniri. Pe lângă plăcerea și buna discuție pe care o avem împreună, trebuie să înțelegi și lucrurile pe care trebuie să le extrageți din aceste discuții. Anume că domnii aceștia pe care îi aveți în față au știut să-și aleagă cum trebuie pașii în viață. Au fost, pe lângă, au fost niște sportivi de mare valoare, dar au avut grijă și de viața lor de după sport. Ceea ce poate mulți dintre voi nu vă gândiți la acel moment, dar va veni poate câteodată mai repede decât vă așteptați. Și vreau să vă întreb pe domnul Carp, cum este și cum ar trebui să procedeze acești tineri cu viața lor după ce își încheie activitatea? Cum să... E greu să dai sfaturi la cineva care nu au aceleași mentalități, aceleași plăceri ca tine. E simplu, din momentul în care ai iubit sportul ăsta rugby și rugby ți-a dat foarte multe, e adevărat că la rândul tău după aia ești și tu un pic dator acestui sport. Și ca să rămâi în acest sport, poți să devii un antrenor, poți să faci o școală de preparator fizic, poți să te bagi la arbitraj, să caut arbitrii, peste tot să caut arbitrii, la arbitraj, delegați de sport. Adică trebuie să rămâi, dar niciodată să nu neglijezi, atât timp cât joci într-o carieră profesională, să nu-ți neglijezi situația ta de diplomă, de școală, să-ți faci o școală, să-ți faci ceva, că rugby nu durează o eternitate. Și în momentul când s-a terminat cu rugby, dacă n-ai niște studii, n-ai o școală, n-ai ceva, n-ai nimic, n-ai o diplomă, caz de sus, dar caz rău de tot. Caz rău de tot. Și culmea e că, știți cum e, în momentul când ai căzut, lumea te ajută un pic, dar nu te ajută prea mult timp. Și după aia te lovești singur de niște chestii în care greu te scoți din ele. De aia trebuie bine gândit
situația ta profesională, pentru că rugby nu durează o eternitate. Și în general sportul, în general sport. Dar în momentul când ai intrat pe teren, ca să ai respectul de la toți prietenii, de la toți vecinii, de la toate neamurile, de la cine vreți dumneavoastră, trebuie să te dai 100%. Indiferent de ce calități ai. Ca după aia să fii respectat, să spună lumea, băi, n-a avut niște calități tehnice enorme, dar în schimb când intrai lângă el pe teren, nu ți era frică să te duci nici la bătaie, nici la meciuri grele, nu ți era frică să joci lângă el. De-aia trebuie să fii, ca să fii respectat, trebuie să te respecti tu prima dată, dar trebuie să te gândești tot timpul la situația ta profesională după rugby. Corect. Și după aia totul e ok. Vezi, Bogdan, dacă oamenii ăștia care încă mai țin flacăra prinsă, un pic de nebunie, să spun așa, pentru că în final, dacă stai să te gândești, și nu știu dacă e cuvântul care trebuie să-l spun, este o, cum să spun, o minciună, pentru că mi-a plăcut foarte tare ce a spus Panetcarp. Când cazi, te ajută puțin. Pe urmă, întotdeauna spunem că rugby este o familie, o familie largă, o familie întregită. Sau mai avem lozinci în care ne spunem pe cine ai lângă tine sau pe cine este lângă tine. E o lozincă de asta care înseamnă că sunt niște lucruri pe care le spunem de dragul de a le spune, pentru că de fapt ce trebuie să facem? Să venim în ajutorul rugby în primul rând, pentru că rugby ne-a dat și ne-a dat în destulat. Adică cine care a știut să profite și care a știut să-și gereze lucrurile cum trebuie, tot ceea ce are și tot ceea ce a făcut este pe urma rugby, într-adevăr. Ceea ce spun invitații noștri este că da, trebuie să fie o familie, trebuie să țărim în aproapele celui care a căzut, trebuie să fim să fim o lume diferită, pentru că jucăm un sport nobil, jucăm un sport cu o tradiție, jucăm un sport care ne face oameni. Lucrurile astea nu trebuie să le uităm. Vezi, au trecut, fiecare au lăsat rugby deoparte, performanța în urmă cu 15, 20, 30 de ani și încă sunt aici. Sunt aici pentru că au o nebunie, pentru că este nebunia asta și cred că oamenii ăștia care i-am avut, oamenii ăștia de calitate pe care i-am avut în emisiunea noastră, sunt niște oameni de calitate, pentru că datorită lor, încă astăzi se vorbește de Arcul de Triumf, se vorbește astăzi despre echipa națională. Și lucrurile astea nu trebuie scuitate, pentru că cu cât ne îndepărtăm de ele, nu mai avem nicio identitate. S-a terminat. Așa. Adică cu cât facem pași înapoi, fiecare, da, într-adevăr, Ioan Itoaia, nebun, Carp, mai iarde de la 60 de ani, să mai 50 și ceva, 60 de ani, să mai facă asociații, să se mai ocupe de astea, Tibi Brăză, ce să mai... Și fiecare dintre ei, vezi că fiecare dintre ei vrea să dea înapoi câte puțin din ceea ce pot rugby-ului, pentru că de acolo au luat. Înțelegi? Și asta trebuie să apreciem la oamenii ăștia. Noi nu trebuie să îi îndepărtăm, noi nu trebuie să-i arătăm cu degetul, noi nu trebuie să-i uităm. Pentru că face parte din patrimoniul nostru. Corect. Vorbeați să nu uităm și nici noi aici nu avem voie și nici nu vom face lucrul ăsta. De aceea și facem aceste emisiuni, de asta ne și dedicăm timpul pentru a aduce în fața celor care ne privesc aceste legende. O salutăm și pe Cornel Adrian, pe Bobia. Salut, Cornel, un prieten care este mereu cu sufletul alături și nu numai cu sufletul. Și îți mulțumim pentru asta, Cornel. Și aș vrea să mai, înainte de a trece la subiectul următor, să îi salut și pe cei de la Asociația Jucătorilor de Rugby, care ei nu funcționează ca un sindicat, sunt acolo pentru a ajuta jucătorii, pentru a-i sfătui, pentru a-i ajuta să ia cele mai bune decizii în cariera lor și pentru a-și alege, cum spuneam, pașii cât mai bine în cariera lor, dar și după ce își încheie cariera sportivă, să aibă o viață cât mai liniștită din punct de vedere financiar. Și nu numai. Dacă nu v-ați alăturat celor de la AJR,
vă sfătuim să o faceți. Armand Bogdan Manea este președintele AJR-ului, dar lângă el mai sunt și domnii am un lapsus acum. Mihai Vioreanu, Romeo Gontineac. Mulțumesc, domnul Dragoș. Da, sunt nume mari al rugby românesc care vor să facă ceva în detrimentul rugby-ului jucătorilor de rugby, care, și mă scuz Bogdan că am luat cuvântul. Chiar vă mulțumesc. Chiar aș sfătui tinerii de astăzi pentru protecția lor, în primul rând, pentru ceea ce va urma în cariera lor, să meargă cu încredere, să se înscrie, să meargă, să adere la această asociație, pentru că este foarte important. Trebuie să ținem cont și de asigurările jucătorilor, trebuie să ținem cont și de cariera unui jucător în funcție de vârsta lui. Pentru că, și ceea ce semnează și contractul pe care îl semnează. Exact, pentru că pe epoca noastră toată lumea și Tibi și Capice intervenea un manager în casa banii, la revedere, pleca, descurcă-te. Asociația este un pic mai detaliat, așa, acolo ai o program în care ești urmărit tot timpul, adică când zic urmărit ești în bazele lor, ei vor negocia, ei te vor învăța să-ți faci un contract și sunt multe aspecte. Sperăm că într-o zi să-i avem în emisiunea noastră și să ne spună mai multe. Vom avea. Acești tineri să știe exact care vor fi pașii dacă vor adera la această asociație. Îi vom avea, din câte știm, a fost și Condra Smith din partea Asociației Jucătorilor Internaționali, pentru că AJR-ul nostru fac parte dintr-o structură internațională. Și a fost chiar și Condra Smith, vor mai veni și alte nume mari din rugby mondial. Aș vrea să-l întreb pe domnul Tibi, să trecem la celălalt subiect. Domnul Tibi, ați avut 3 cupe mondiale, dar înainte domnul Carp vrea să spună 2 cuvinte. Spuneți, vă rog. Da, numai un cuvânt, să nu uita, să vă tai de schimb de subiect. Vreau să salut pe cineva, în special băiatul lui care astăzi joacă finala campionatului francez de speranțe, și cu ocazia asta să-l salut și pe tatălui care a fost primul dintre ursuleții noștri, Mitu, Pia, care are marele probleme de sănătate. Eu mai vorbesc cu el, îi mai trimit câte un mesaj pe pot când am și eu timp și vreau să-l salut că a făcut parte din ursuleții noștri de la început. Te pup, Pia, și multă sănătate! Multă sănătate! Ne-am dorit și noi, dar din cauza probabil problemelor de sănătate, cu siguranță cred că va fi foarte greu să se alăture live-ul nostru, dar noi pe această cale să știți că mereu ne gândim și transmitem sănătate și toate cele bune, gândurile noastre, toate cele bune, și nu este uitat, să știe că noi nu l-am uitat și nu-l vom uita niciodată, este aici în sufletele noastre și în gândurile noastre. Domnul Tibi, aș vrea să vă întreb 3 cupe mondiale. Dar pe lângă onoarea de a fi la 3 cupe mondiale, probabil aveți și niște amintiri legate de aceste cupe mondiale, legate de meciurile pe care le-ați făcut pentru România. Poate aș vrea să împărtășiți cu noi momentele amuzante, momentele care v-au produs emoție și care v-au rămas acolo în suflet pentru totdeauna. 3 cupe mondiale, dintre care și o cupă mondială universitară, în care s-a petrecut în Italia, la Taormina, lângă Etna. 91, pot să spun că eram încă copil când am integrat echipa națională a României. Deci eram destul de fragil. L-am integrat, am fost rezervă, dar pentru mine cea mai frumoasă cupă mondială a fost cea din 1995, unde am reprezentat România cu fruntea sus contra Africii de Sud. Deci a fost un meci excepțional, jucat la Cape Town în fața la 60-70.000, în orice caz stadionul era arhiplin, cu un public fioros pentru și foarte zgomotos pentru echipa lor de suflet, dar noi am ieșit cu capul sus și a fost o chestie extraordinară, unde presa
internațional a vorbit de noi. Nu uitați că în 1995, după acest joc cu Africa de Sud, am fost ales cel mai bun numărul 8 după acest meci. Deci o chestie unde nu foarte multă lume cunoaște, trebuia efectiv să ne uităm în magazinele de specialitate ca să vedem că de fiecare dată se făceau niște statistici. 1995 este și această trecere de la amator către profesionalism. A fost am fost pe vremea lui Ceaușescu, am venit cu Libertate, aici am plecat în Franța ca și simplu jucător, deci fără niciun contract valoros față de ce se întâmplă la ora actuală, și profesionalismul a venit spre sfârșitul carierei mele. Deci în 1995 aveam 25 de ani, deci mi-a rămas încă vreo 5-6 ani unde am fost efectiv în top, unde am putut să joc. În 2000 a devenit profesionist în Franța. Ui, exact, dar încă se mai începea cu bani să se dea atunci, dar nu cu contracte ca lumea. Așa este. Da. Și ce să zic, să nu vorbim de parte financiară, să vorbim doar de rugby. Deci, efectiv, 1995 a fost ceva excepțional și pentru România și pentru implicarea oficialităților sud-africane, unde efectiv ne-au primit și ne-au întins preș roșu pentru echipa noastră. Incredibil. Da. Incredibil. Da, au fost, dacă ne aducem aminte și de filmul, da, Neînfrânt, legat de Africa de Sud, când au câștigat Cupa Mondială, da. Ce a însemnat pentru ei și pentru națiunea sud-africană. Eu am plâns la acel film, felul cum au trăit ei și felul cum au putut să depășească o barieră rasială care împărțea țara în două. Cred că dumneavoastră acolo ați fost și ați trăit ceva ce va rămâne pentru eternitate în istoria nu doar a rugby-ului, dar a umanității. A fost prima oară când s-a făcut o recepție înaintea Cupei Mondiale, cred că era într-un cort imens, unde toate echipele s-au reunit. Deci a fost o chestie pentru cei care au participat, a fost ceva excepțional și mai ales că atunci, nu departe de noi, era masa echipei Noua Zeelandă și atunci am văzut și noi cine e lomul. Deci a fost super. Sunt convins și aceste amintiri rămân în sufletul dumneavoastră, dar și, cum v-am spus, marcate cu litere de aur în istoria rugby-ului românesc și în istoria rugby-ului mondial. Pentru că nu toate echipele de pe acest mapamond au onoarea și, cum să spun eu, puterea de a participa la aceste cupe mondiale. Cristian Canciu, salutăm și pe el, ne spune România atunci a avut un scor strâns cu Africa de Sud, 8-21, și Africa care urma să devină următoarea campioană mondială. Ceva extraordinar în care România încă reprezenta pentru marile echipe o nucă tare și foarte, foarte greu se câștiga în fața frunzei de stejar. Ceea ce în ziua de azi, din păcate, nu mai putem spune aceste lucruri. Apropo de zilele noastre, credeți că echipa României a devenit o echipă ușoară pentru celelalte naționale, chiar cele din tier 2? Urmăresc mult prea puțin echipa României, pentru că e un schimb de generație, rugby-ul nu e același pe care noi l-am trăit, federația nu o cunosc în afară de Petrache, n-am niciun contact, nu există nicio transmisie în afară să doar să mă uit pe internet, pe FFR.ro,
unde sunt câteva informații, dar nimic să știi mai mult. Am făcut efortul să merg la Cupa Mondială, ultima Cupa Mondială care a fost în Franța. Am fost și am participat și am acompaniat ca spectator la Lille, unde am văzut cele două meciuri cu Scoția și Tonga. Mi-a făcut mare și enormă plăcere să-mi revăd foști colegi, jucători, foști antrenori. A fost ceva excepțional. Zic că am fost ca spectator, dar aș fi așteptat din partea federației, cum să vă spun eu, o mică recepție. Nu avem nevoie o mică recepție, să ne vedem cu conducerea federației, să ne salutăm, să bem o cafea împreună și să ne depanăm, să ne spunem amintirile din amintirile noastre și să aflăm și să ne informăm și noi de ce se întâmplă totuși în federație. Deci abar n-am, nici n-am știut și nici n-am vrut să insist, băi, fac ăștia ceva, hai să mergem la hotel să-i vedem. Mă gândeam că să nu-i supărăm. Deci nu mi s-a părut destul de deschiși cei din federație. Da, din păcate și ziua porților s-a făcut ceva la Bordeaux, s-a făcut ceva la Bordeaux înaintea meciului cu Africa de Sud. S-a făcut. Și de atunci da, nu pot să meargă toți. Da, pe lângă chestia asta, și eu am fost la Lille pentru că stau destul de aproape de Lille și am aflat de ziua porților deschise pentru naționala noastră a doua zi, care aceste porți deschise către fani au fost mai mult către fanii francezi sau poate alte naționalități, dar nici de cum pentru fanii români care au aflat abia după ce a fost acțiunea porților deschise, din punctul meu de vedere, o rușine. Și rămân la această părere, chiar dacă, să spunem așa, am mai avut un dialog cu domnul Alin și avem un dialog civilizat, dar poate că nu este doar vina dânsului și poate și vina celor care s-au ocupat de aceste acțiuni. Din punctul meu de vedere, rușinos, adică să afli a doua zi de aceste porți deschise, când poate și noi doream să îmbrățișăm jucătorii, să le transmitem gândurile noastre, să strângem înapoi, să ne semneze tricourile, copiii mei să cunoască și ei niște jucători profesioniști care reprezintă România la acea cupă mondială. Adică pentru România, cupa aceasta mondială a fost un eșec din toate punctele de vedere. De la A la Z, un eșec. Și din păcate nimeni nu și-a asumat acest eșec. Mereu scuze, mereu vorbe, mereu arătăm cu degetul către alții, dar niciodată nu arătăm cu degetul către noi. Din păcate, noi în România nu știm să ne alegem sau să ne asumăm vina. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Carp, cum sunt văzuți românii în acest moment în Franța? Nu spun de cei care au jucat, care, cum spuneați, reprezintă ceva pentru și rugby francez, pentru că a scris istorie și pentru rugby francez, dar ce înseamnă numele de român în momentul de față. Îl salutăm și pe Tudorșanu Ovi. Eu, cel puțin în regiunea unde stau eu, românii nu sunt văzuți rău, nu sunt criticați. În schimb, sunt foarte compătimiți. Pentru că explicația lor este că, să știți că nu e simplu să treci de la o perioadă comunistă la o perioadă de libertate fără probleme. În toate domeniile. Pe plan sportiv, pe plan economic. Deci nu ne văd chiar așa urât. Nu ne văd urât, nu ne critică. În schimb, suntem foarte compătimiți. Cel puțin în regiunea mea, unde mă întâlnesc cu toți foștii colegi, cu spectatori care mă cunosc, cu iubitorii rugby-ului și spun, băi, ați decăzut rău de tot. Am decăzut. E normal astăzi să nu mai fie acțiuni, să nu mai fie nimic, pentru că rugby-ul românesc, ce să mai... Suntem în jos. Dar pe mine ce mă deranjează? Mă deranjează faptul ăsta, pentru că
Uitați câte meciuri s-au întâmplat în România, eu niciodată n-am criticat rugby românesc. Niciodată. Pentru că era de așteptat să fie perioada asta. V-am spus într-o emisiune anterioară de lumini. De lumini. Și am impresia că n-ați luat-o în serios ce v-am spus eu cu luminile pe teren. Domnilor, vă dau numai o explicație simplă. Cei doi cunosc pentru că au jucat în Franța. În România la ce oră se întunecă toamna, iarna? La ora 5, nu? 5 jumătate e deja întuneric, da. Așa. În ziua de astăzi mai toți amatorii lucrează. Toți amatorii lucrează. Nu mai e perioada comunismă, comunistă unde nu te duceai la servici, te antrenai la ora 10. Astăzi numai profesioniștii își permit să antreneze la ora 10. Ceilalți se antrenează mai târziu. Vă dați dumneavoastră seara că după ce scapă la servici la ora 4-5, câte lume pierde rugby și câți copii pierd din cauza că nu există lumini pe teren? Da. Faceți un pic calculul câți elevi termină școala și nu se pot duce la antrenament pentru că nu au lumină pe teren sau de senior. Corect. Deci toată chestia asta e primordială în rugby dacă nu ai lumină pe teren. După aia, ca alte chestii, toată lumea se bate cu pietul că au făcut performanțe. Dom'le, în perioada comunistă, ce avem noi că sportivi de făcut? Ce aveam noi de făcut? În afara faptului că să te duci pe teren să te antrenezi. Totul era aranjat în spatele tău. Luai o primă de la Ministerul Sporturilor ca sportiv de performanță. N-aveai mâncare, ne duceam la cantine, la Marin Bucătarul și ne dădea carne. Toate chestiile, în ziua de astăzi nu mai e posibil așa ceva. Nu mai e posibil. La locomotiva Tibi poate să-l confirme, la locomotiva nu era o școală de rugby, era o industrie de rugby, o industrie. Veneau, aducea domnul Mauro din toată România, erau 150 de copii. Din 150 de copii nu se putea să nu scoți, cum era și la Vlaicu, de altfel, unde am făcut școala la Vlaicu, la liceul numărul 10. Eram ajutați în școli, ne băgau, ne dădeau cămin, ne dădeau mâncare, ne dădeau internat. Și tu erai obligat să te duci la rugby. În ziua de astăzi nu mai există chestiile astea. Câteva cluburi își permit chestia asta. Câteva cluburi. E foarte greu ca rugby. Și după aia, dacă vă uitați așa un pic, toate echipele care ne băteam de la egal la egal cu ei, ei au progresat. În schimb, noi am rămas la același nivel. De ce? Pentru că sunt problemele astea economice, sunt problemele de antrenori. Antrenorii, am discutat cu cineva, cu un prieten bun care îl cunosc și mi-a spus, Carpu, nu poți să te impui în România ca antrenor să-ți dai părerile, să fii un pic mai serios, să contrazici conducerea, pentru că după aia te scoate cu puțin câte puțin te dă afară. Și am o vârstă în care am fixat un tabiet, nu mă duc la servicii, am acolo un salariu, sunt bine, mă ocup de grădina acasă, chestii de asta. Deci, vedeți, dumneavoastră, sunt foarte multe probleme în România care, părerea mea, că dacă o să regleze peste ani de zile, dar nu în viitor apropiat. O să trecuiască, o să mai treacă o generație, două, ca toți copiii să schimbe. Domnul Tibi, domnul Nicolae, poate să vă confirme, când nu eram profesioniști, când plecam la meciuri, indiferent de divizie, plecam dimineața la ora 5 în autocar și făceam nu știu câte ore, jucam la ora 3 după amiază și seara ajungeam la 2 noapte acasă. În România, toată lumea să plece în autocar, să doarmă la hotel, am impresia că nici jucătorii nu fac eforturile pe care le făceam noi când am ajuns în Franța. Nu mai eram vedete. Ne duceam la servici, ne antrenam seara, juniorii la fel, se deplasează de dimineață, pleacă la ora 5-6 dimineața și vin seara 12-1 noaptea. În România nu se pot face chestia asta. Până când nu înțeleg că fiecare jucător trebuie să facă un sacrificiu ca să reușească ceva, nu o să reușim. Nu o să reușim. Poate sunt un pic sever, dar astea sunt realitățile. Astea sunt realitățile. Pentru că condiții financiare nu prea mai sunt. Asta e. Am să intervin un pic, Carp, deși nu vreau să vorbesc despre subiectul ăsta. Acum mi-a prins așa o flacără în,
în interiorul meu și chiar am să spun, pentru că este ceva ce nu pot să... Când vorbești de lucrurile astea, este pentru că probabil ori ți se ascund de oamenii care dărâbi din România, ori sunt lucruri pe care nu le cunoașteți în mare parte. Și am să o iau de la început așa un pic și nu vreau să vorbesc cu răutate, să nu se înțeleagă foarte greșit, și dacă au nelămurit, mă pot suna, le pot da numărul de telefon. Jucătorii în România pe care îi avem astăzi, cele 6 echipe, sunt niște jucători care câștigă bani. Și când vorbesc de bani, nu poți să-ți dai seama de buget, pentru că nu-l știi, dacă ți l-aș spune și l-aș face în direct, te cam cruci un pic. Dar vorbim deschis, spuneți. Sunt jucători care câștigă 1000 de euro. 4000, 4500. Știu. Bun. Dacă acești jucători nu sunt profesioniști, care au toate condițiile, sunt băgați la serii de forță de top din România, sunt mănâncă, au mâncare la ora prânzului, se întâlnează după amiază, se deplasează cu o zi înainte de meci, doar la hotel. Deci au niște condiții pe care nici noi, pe vremea când jucam, nu prea le aveam. Adică să spunem că lipsa un pic financiară. Aveam stabilitatea serviciului, dar posibilitatea financiară nu era una care să spunem că până sunt la urmă, jucători care au și 6.000 de euro. Cornel, da, nu știam treaba asta, în fine. Da. Te rog, Carp, spune că până de... Scuză-mă că eu când m-am referit ceea ce am spus eu, nu m-am referit la jucătorii profesioniști. Noi am referit la jucătorii amatori, nivelele astea mai mici, care ar putea să facă jucătorul profesionist, adevărat, ai perfectă dreptate. Numai că el are toate condițiile și nu le face. Asta ai dreptate. Haideți să spun cum stă treaba. Am avut jucători care au plecat din România în Franța, jucătorii noștri cei mai buni, să spunem. Au mers în Franța pe la cluburile din Franța. Acolo, cluburile din Franța știi bine că nu ți aruncă cu banii pe fereastră așa. Adică nu zice ție, ia tu, Marcele, că îi termin pe ăștia. Au ajuns acolo, le-au dat bani ca să supraviețuiască și ceva peste. În 4 luni de zile și-au dat seama că au ajuns într-un club unde îi cere prea mult. Acel club, acolo chiar seriozitate, și știi că în Franța dacă nu dai 100%, acolo pentru ei nu faci parte din echipa lor. Pentru că acolo sunt 10-15 pilieri, sunt 6-7 linia a doua, în fin. Ei vin înapoi acasă cu o ștampilă că au jucat în Franța și atunci cluburile noastre plusează și le dau niște bani. Eu mă crucesc pe cuvântul meu de onoare când aud sumele astea pentru niște jucători care ei la tehnica de prost, de post stau foarte prost, la bețe, în tușă, pasa. Dacă ești jucător profesionist și câștigi între 2, 3, 4, 5, 6 mii, tu trebuie să te antrenezi și trebuie să dai tot ce e mai bun. Revenim la cluburile neprofesioniste. Da? Copiii care vin de la școlile sportive, care trec pe la loturile de juniori, ei deja au un statut de internațional. Deci el, dacă pleacă în Franța, are un statut de internațional. Și acum el vrea bani. Cluburile noastre angajează jucători din străinătate pe care îi plătesc în consecință, probabil, și nu e treaba mea, fiecare se descurcă cum vrea. Dar pentru să joci 10 meciuri pe sezon, să dai 4.000, 3.000 unui jucător, înmulțește-i cu 30, că să ai un lot de 30. Poate nu toți câștigă 3.000, 4.000, 2.000, mai câștigă și 1.000, 1.500. Dar dacă faci un buget global, câți bani trebuie să plătești tu această echipă? Ce buget trebuie să ai tu ca echipă să plătești acești jucători? În momentul de față sunt bugete de peste 1,5 milioane la multe din echipele din România. Păi sunt, problema... păi sunt în Franța, Bogdan, și scuză-mă, sunt în Franța cluburi de Federal 1 și pot confirma și domnul Brâză și domnul Car, care nu ating 600 de mii, 700 de mii. 700-800 de mii.
700 da, de dar... un milion. Dar cluburile alea din Franța îți garantez că orice echipă din România, și nu vreau să blamez pe nimeni, nu vreau să blamez jucătorii, nu vreau să, dar sunt cluburi serioase care vin aici și îți dă nana. Adică poate să confirme tot, și nu numai cei doi, poate să confirme toată lumea. Stai un pic, vorbim de profesionalism, vorbim despre lumini, vorbim despre... Da, sunt de acord. Și aici mare dreptate. Perfect. O nocturnă, cluburile cu nocturnă. Dar când noi nu avem stadioane, vestiare, cluburile mari, ar trebui să fuzioneze cu cluburile mai mici, să-i ajute într-un fel, să le dea terenul 2. Sunt cluburi care au și terenul 1 și terenul 2. Nu știu, să facem un parteneriat, vă cresc jucătorii, facem o, ca să putem să avem un izvor de jucători. Până când vom importa jucători? Până când vom importa jucători? Nu spun că nu au valoare, că eu tot timpul am spus că sunt ospătari, că așa eu, și să mă scuze acum, dar cât vom importa jucători, îi importăm de unde și ce ne vor aduce, ce beneficiu ne vor aduce? Pentru că a jucat cu armata, poliția, jandarmeria franceză, ne-au cam încins. Cu cine vrei să mai jucăm? La ce trebuie să facem? Da, asta e problema mea, că sunt mai direct și spun lucruri pe nume. Dar într-adevăr, poți să-mi... Dar așa este. Naie, ai perfectă dreptate. Eu mai mă uit la meciurile astea care le transmit de România. Mă uit, să știi că îmi plac. Am văzut Baia Mare din Neam, am văzut Steaua cu Rapid, văd meciurile. Eu am impresia că președinții sunt prea ușor la buzunar. Sunt câțiva jucători străini care, hai să fim serioși, n-au valoare. Ce să... Nu au valoare. Nu au. Ideea deci, cum au ajuns jucătorii acolo dacă nu au valoare? Cum au ajuns? Mai bine pierzi 2-3 ani cu un băiat de-al nostru, cu român, îl aduci de la lotul de juniori, îl aduci, îl formezi și pierzi cu el 2 ani de zile, dar știi că după 2 ani de zile ai un băiat care nu te-a costat atât de mult și e un băiat de viitor. Dar am văzut niște cazuri în care ce să mai vorbim. Da, și la Cupa Mondială am văzut, poate o să-mi sară lumea în cap. Să-mi sară lumea în cap, nu mă putați. Am jucat cu niște centri, cu băieții aia, cu buldocii aia, samoani, ori fi băieți de treabă, nu am nimic cu ei. Dar treceau pe lângă ei ca avioanele. Hai mă, ce dracu! Ce dracu! Te aduc în echipa României, arată că ești o valoare, că te aduc, faci parte din străini. Deci contăm pe tine. Arată ceva. Da, dar să știi că totuși Federația Română, și nu vreau să o laud, adică nu spun acum că e o laudă, sau Federația Română totuși îi pune într-un confort. Îi duce în cantonament de pregătire, le oferă masă, le oferă teren. Bun, avem o problemă cu stadionul nostru, dar băieții s-au pregătit pe la Znago, pe unde s-au putut. Acum, întrebarea mea este, și am spus, nu am vrut să dezvoltăm subiectul ăsta, dar am văzut meciurile din campionat duminica asta și tot mă întreb până unde vom merge așa. Nu e treaba mea. Eu ca simplu spectator vorbind și ca fost jucător de rugby și ca, pentru că iubesc sportul ăsta și cred că nimeni nu ia în considerare ceea ce spun, pentru că nici nu mă interesează. O spun prin faptul că vorbesc cu niște oameni de rugby și înțeleg. Tot ceea ce vreau să spun este că ți-ai spus un punct de vedere, Carp, da, cu luminile de seară. Într-adevăr, s-ar putea face rugby seara după muncă, s-ar putea duce juniorii după școală, s-ar putea crește cât de cât un nivel de pregătire, pentru că, cum ai spus, sunt elevi care învață după amiază, care probabil antrenamentul de seară prima dată o să fie o curiozitate, pe urmă să fie o plăcere, pentru că nu mai este așa cald, pentru că nu mai sunt lucruri care... Și atunci, ușor, ușor, poate reveni la normal. Dar când sunt 3-4 nebuni care se bat, eu nu spun că federația e rău intenționat. Probabil că nici nu ajung la urechile lor ceea ce trebuie să se întâmple sau ce trebuie să se facă, pentru că tot timpul spun că în teritoriu trebuie să merge. Până la urmă au luat ei calul de căpăstru și au plecat ei în teritoriu. Bun, treaba lor, să facă ce vrea. Ideea este în felul următor. Noi, actual, nu trebuie să spunem că nu avem jucători profesioniști. Deci este o... Deci nu pot să, eu personal nu pot să admit așa ceva, că jucătorii noștri care câștigă și poate sunt jucători care merită acești bani, să le dea și 10.000, dar să merite. Adică să-l vezi în teren, să-l vezi că este cu căpățâna spartă, că a făcut tot ce a trebuit să facă pentru echipa lui să câștige. Dar când vezi în teren și este vorba lui Dodelu,
merge la casa de modă Venus, că nu s-a întâmplat nimic. Îmi dați voi, pot interveni, vă rog. În primul rând îl salutăm pe domnul Podeanu Bogdan, care îl salută pe domnul Tibi. A spus că a fost capitanul dânsului la Grivița. Apoi vreau să spun un lucru. Eu cred că, nu știu dacă problema este neapărat la jucători, cred că problema este undeva atât la management cât și la antrenori. Eu am dat, vorbeam mai de mult, acum vreo două săptămâni, da, cu unul dintre invitații noștri și spuneam, îi dădeam exemplu farului din Constanța. Și ei au introdus modelul jucătorilor străini în 2004, atunci când eu eram junior / senior, da, la farul Constanța, și au început să aducă celebri jucători străini din Georgia, mai ales. Și ușor s-a stins partea asta junioratului din România. Și ei ce au făcut? Au adus jucători de valoare, și români, dar și străini. Atunci chiar au venit niște jucători de valoare în campionatul nostru românesc. Dar de ce nu câștiga farul? Că eu i-am dat un exemplu. Dom'le, a investit milioane și milioane și milioane de euro, a adus crema de la cremă și nu au luat titlul. Și am zis, păi dacă te uiți la o chestie. Și zic, ce chestie? Păi au pus niște antrenori care erau de același profil. Adică niște antrenori care aveau o anumită școală, da, o anumită școală, care toți mergeau pe aceeași linie, unii dintre ei nici nu vorbeau engleză, da, și care erau din școala aia a trecutului, da? Tu nu puteai să antrenezi niște jucători de top pe care tu i-ai aducea din niște campionate puternice, niște jucători care vorbeau limbi străine. Tu nu te puteai impune în fața lor când tu făceai, dă două ture de teren, făceai, ia-ți o mie, dă ce ție, da, celebrele cruci, ne intersectam, da, la mijloc acolo și făceam niște pase și asamblarea o făceam doar prima fază și a doua fază de joc. Da? Repuneai imagine, dădeai drumul pe trei sferturi, o întorceai înapoi și se termina faza. Deci n-ai cum să antrenezi un meci, n-ai cum să antrenezi niște jucători profesioniști făcând aceeași lucru. Și am zis, uite-te că ei au persistat ani de zile cu aceiași antrenori, cu același stil și n-au făcut nimic. De ce? Pentru că și noi în România n-avem antrenori, îmi cer scuze că îi jignesc, dar ăsta este adevărul, n-avem antrenori de nivel mare. N-avem manageri, decât cu excepția unuia sau doua, de nivel mare. Bani sunt. Odată ce dai 5, 6.000, 4.000, 3.000, bani sunt. Jucători, spun eu, că au potențial dacă îi antrenez cum trebuie. Dar noi nu avem este o mare lejeritate în a aborda acest proces. Lejeritatea cum cheltuim bani, lejeritatea cum jucătorii sunt acceptați să facă ceea ce vor, de-aia se și văd de meciuri și acte de indisciplină din punct de vedere tactic, din punct de vedere personal. Nu joci nimic, vezi decât faza întâi, faza a doua, pentru că asta o antrenezi. Noi nu dezvoltăm faze după faze la antrenament, nu lași jucătorii să se antreneze prin meciurile alea între ei, da? Asta face. Acum vreau să întreb pe domnul Tibi, pentru că o secundă și închei cu asta, că vreau să închei. Gândește-te, Bogdan, că băieții ăștia care au venit la noi, cei valoroși n-au stat mult, au stat un an maxim. Au stat. Dar sunt cei vei care au aici 15 ani de când au venit, care tot salariile alea le câștigă, și gândește-te că la masa salarială pe care un jucător o câștigă, trebuie să mai pui cam 25% taxe. Și cu asta vreau să închid. Taxe, cazare și alte lucruri. Domnul Tibi, dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? No, problema este că ați schimbat macazul acestei discuții. Plecăm pe o chestie unde nici eu, nici Panait nu suntem la curent de ce se întâmplă în România. Mie e greu să critic, să spun ce și cum se mănâncă acolo. Cei mai buni care ar putea să vă răspundă și să vă dea mai multe detalii sunt cei care sunt acolo, în România, pe terenul și cei care se implică. Nu, cei mai buni nu vor intra. Întrebarea pe care aș vrea să vă pună. Pe ce model ar trebui echipa României sau România să luăm, și pe ce model ar trebui să luăm ca să putem duce
ruibiu românesc pe o pantă de urcuș, doar ca să putem să revenim și să revenim pe plan internațional, deja să fim lideri în grupa B. Este o întrebare, este o întrebare care o pui? Da, e o întrebare care o pui. Pe ce model? Ați vedea voi acest urcuș al echipei României? Pentru că eu când văd acum că România joacă cu Belgia, ne căcăm pe noi, cu Germania și cu toate țările astea pe care înainte le dădeam câte 90 de puncte și acum mă duc la ea acasă și mi-e frică, Doamne ferește să nu plec cu o bătaie, zic, bă, trebuie făcut ceva. Cum vedeți dumneavoastră, vă rog frumos, domnul Tibi, dacă tot ați spus întrebarea asta, răspundeți dumneavoastră și plecăm de la dumneavoastră. Păi, problema este că am, după câte înțeleg, e foarte mult politic înăuntru, după câte aud, sunt e un cuib de vieschi în federație, deci asta numai voi știți cel mai bine. Eu singura persoană care o cunosc în federație este președintele Alin Petrache, cu care a jucat cu mine. Rest, nu pot să vin eu să zic cu baghetă magică să zic ce trebuie făcut, pentru că nu știu cum se întâmplă în România la ora actuală. Păi, Tibi, persoana care mă mai informează și cu mare plăcere când vin la clubul meu de suflet Grivița Roșie, este Marin Bucătaru, care spune: "Bă, fii atent aici, uite că ne chinim, aducem copii, uite cum ne..." Și sărace, asta este, că totul pleacă de la copii. Deci dacă avem o masă de copii, cum a zis Adina Orpanait, că locomotiva era o uzină de copii, păi astăzi nu văd niciun de această uzină. Tibi, dacă întrebările astea pe care vi le punem... Scuză-mă, dacă întrebările astea pe care vi le punem vouă, cei care au trecut pe aici prin podcasturile astea, este pentru că cei abilitați care trebuie să dea un răspuns. Adică răspuns. Noi nu tragem pe nimeni la răspundere și nu suntem aici să forțăm pe cineva să vorbească. Dar cei care ar fi abilitați să răspundă și... Pana, ești nervos? Nu știu, Pana, dacă e nervos, că el se joacă cu... Uite, a început să... Pardon. Asta spuneam. Cei abilitați care ar fi în măsură să-ți răspundă la întrebare? Probabil că și întrebările sunt foarte multe și poate nu sunt foarte concrete. Dar cei abilitați, ei nu intră. Adică nu vor intra pentru că nu vor să răspundă. Adică sunt foarte multe invitații făcute către cei care ar putea să ne dea niște răspunsuri, dar ei nu intră. Adică invitațiile pe care vi le-am făcut dumneavoastră sau precedenții sau viitorii, noi nu o să adresăm niciodată o întrebare în care să spunem: băi, federația este, federația face, nu face. Noi punem niște întrebări normale în care de la niște oameni cu experiență vastă în rugbyul românesc și cu experiență de viață destul de înaintată, punem niște întrebări. Probabil aceste întrebări vor fi auzite și de către cei care trebuie să audă. Mie îmi place foarte tare ideea și eu chiar am luat-o în seamă, chiar dacă Carp zice că nu i-am luat-o în seamă. Adică nu eu personal trebuia să iau în seamă, pentru că eu nu am nicio putere de decizie. Este foarte tare ideea reflectoarelor de seară, adică luminilor. Înțelegi? Adică toată lumea trebuie să se gândească că dacă vrei performanță, tu trebuie să te antrenezi și seara. Și dacă trebuie să te antrenezi seara, trebuie să ai niște reflectoare, nu? Bun. Asta este problema cea mai mare. Aș vrea să-i dăm voie și domnului Tibi, domnului Carp să răspundă. Auzi, Nae, apropo de lumină, eu când am ajuns prima dată în Franța și mi-a spus: Carp, trebuie, îți dau postul ăsta la muncă, te duci la servici. Și zic: păi stai și un pic, eu când ne antrenăm? Păi diseară la 7:30. Păi unde ne antrenăm diseară la 7:30? Cum, pe teren? Pe care teren? Păi noi avem nocturnă și nu știu ce, știi? Am căzut de sus. Pe mine primul lucru care m-a impresionat când am ajuns în Franța, luminile m-a impresionat. În afară de stadioane, lasă, asta sunt altceva. Când am plecat din România, stadioanele erau lux în România. Și Grivița și Dinamo și toate erau stadioanele frumoase. Eu am plecat în 91 de România, 90-91. Deci condițiile încă erau bune în România. Și, dar lumina m-a surprins cel mai mult. Lumina m-a surprins pe mine și am spus: băi, după antrenament poți să stai și mai târziu să dai la beți, să dai cu șutul, să faci asta. Pe mine chestia asta m-a impresionat. Ce să fac? Da, este un punct pozitiv. Și mai am o chestie urgentă, o chestie care mă frământă cel mai mult.
de ani de zile toți am jucat rugby, toți știm, toți suntem antrenori. Dar eu am o valoare în care am zis așa, bă, orice antrenor poate să te învețe să faci o pasă, să joci un al doilea timp, să joci un al treilea timp, să joci avantaj, să joci aia. Bă, dar placajul nimeni nu te învață. Dacă vrei să-l faci, îl faci. Dacă nu vrei să-l faci, nu-l faci. Poți să lucrezi tu la antrenament 2 ore, îl face perfect la antrenament și duminica când joacă, nu-l face. Valoarea echipei României, aduceți-vă aminte în toți anii vechi, să juca rugby în 10, hai să fim serioși, să juca rugby în 10, eventual în 12 când o dădea la Ion Constantin și găsea o tușă stânga-dreapta. Dar în schimb, în apărare eram eroici. Erau eroici. Ne apăram ca niște nebuni. Nu degeaba aveam, se spunea pe aici nu se mentalitatea trece. Asta. A? Nu degeaba se spunea pe aici nu se trece, cam așa era o lozingă. Așa eu mi-aduc aminte, am jucat un meci la Brașov și era unul să treacă pe lângă mine când m-a înjurat Florica Murăriu, Dumnezeu să lerte, era linia 3 cu partea mea acolo. Uite, m-a luat groază, zic, bă, tata viitoare, chiar dacă îmi rup gâtul, mă duc peste el, că dacă nu rup gâtul în ăla, îmi rupe gâtul Florică. Deci tu, unde dau, sunt nasol, știi? Deci, placajul unde avem noi astăzi de suferit, când te uiți în toate meciurile, am suferit foarte mult în apărare. Foarte, foarte mult în apărare. După aia, aveți dreptate cu antrenorii. Am avut o discuție cu cineva, vorbind, nu știu ce îmi spunea, și îmi spune de cine e echipa atacantă, cine e echipa apărătoare. Băi, să fim serioși, echipa apărătoare, echipa atacantă nu e echipa care are mingea. Echipa atacantă e echipa care e în jumătatea de teren advers. Echipa care e în posesia mingii, se spune că echipa în posesia mingii, dar nu e echipa atacantă. Că dacă ești la 5 metri în butul tău și ai mingea, nu ești echipa atacantă. Ești echipa în posesia mingii, dar nu ești echipa atacantă, ești în apărare. Deci când începi să vorbești de chestii de-astea tehnice, aveți dreptate, poate antrenorii încă nu sunt chiar așa adutați. Eu nu-i critic treaba lor, eu niciodată n-am criticat echipa României. Critic jucătorul de multe ori că nu vrea să-i impună în apărare, în placaj, că... Voi ați jucat un pic așa rugby și știți care e treaba. Dacă punem echipa națională din anii 80, când erau jucători de mare valoare și joacă astăzi cu echipa națională de astăzi, având același vârstă de ani echipa de 80, eu nu cred că îi bate pe echipa de astăzi. Eu nu cred că îi bate. De ce spuneți că nu credeți că îi bate? Sunt mai buni cei de acum? Pentru că jucătorii de astăzi, dacă vă uitați la ei, au o tehnică bunicică, își fac pase, au alt stil de joc, au viteză, nu sunt grași, sunt bine făcuți. Eu dacă am niște referințe de rugby românesc, care și ziua de astăzi putea să joace în rugby modern, deci jucătorii de vechea generație, care și astăzi aveau valoare să joace, erau un Murariu, erau un Enci Stoica, era un Munteanu, era Mircea Paraschiv, care erau jucători de clasă internațională, adică jucători de valoare, jucători de orice, un tip ca Dumitru, Pătroacar, cine poate să le iau pe Pătroacar, poate să le iau pe Unaldea, pe Fuicu, pe Sorin și un centru pe Marghescu, care pentru mine Marghescu a fost un mare centru, un mare centru. Lungul când a venit la Dinamo, a progresat datorită lui Marghescu, era un creator, era un jucător de nota 10. Înțelegeți? Deci au fost două generații diferite, nu trebuie să ne băcăm în boala bătrânului, păi când eram noi, făceam. Nu, adevărul că când intram pe teren, când erai cu echipa națională și cânta imnul, se ridica părul pe tine. Asta e adevărat. Și când intrai pe teren, fugeam după ei ca niște draci, ne apăram ca niște nebuni. Ceea ce în ziua de astăzi e mai puțin. Pe mine asta mă deranjează, faptul că, ca jucător, că în momentul când trebuie să plachezi pe teren, nu e Petrache președinte sau antrenor, nu știu cine. Nu, băi, e orgoliu tău personal, e orgoliu tău personal să plachezi în fața ta. Cu Scoția a trecut unul pe lângă el, a agățat cu mâna, adică chestiile astea sunt deranjante. După aia, dacă n-am progresat, astea sunt
sunt specialiști în rugby la noi, au doctorate, au de asta, ei trebuie să găsească soluțiile pentru a progresa. Dar jucătorul român trebuie să intre bine în cap în momentul când intru pe teren, trebuie să placă. După aia vedem noi ce putem să facem. Nu există nici concurența asta, să știi. Nu există nici concurența asta. Adică nu ai un izvor de jucători în care să ca jucător titular să se simtă amenințat. Asta este o asta chestie. Ai perfectă dreptate. Iar a doua, cred că le-am dat un statut prea mare jucătorilor, le-am dat o pălărie prea mare, poartă o pălărie prea mare pentru statutul care l-au. Pentru că, într-adevăr, sunt jucători talentați, cum spui, într-adevăr, se pot construi pe niște tineri, pe un schelet, dar cred că îi împingem în față, deja le-am dat medalia de titular, în care ei se cred titular și nu au probleme de să vină cineva pe postul lui, sau pentru că totdeauna noi punem în înaintare, avem doi jucători, avem un jucător, avem ăsta este bun, ăsta este nu. Cred că echipa națională are nevoie de 40 de jucători. Jucătorii niciodată nu trebuie să știe cine este titularul și cine este, pentru că știți foarte bine cum se făcea în trecut. Da, cum spui și tu, Carp, nu are rost să aducem trecutul nostru și să spunem pe ce făceam noi, ce făceam noi. Aici suntem trei generații, ești tu, Tibi și eu. Adică avem trei generații care se vine una după alta. Într-adevăr, să spunem, într-adevăr, am putea probabil fi de folos dacă am putea fi de folos, dar sunt un suporter al echipei naționale, iubesc rugby românesc, nu accept să mi se spună ceva despre rugby din România, pentru că și Franța știi foarte bine, Carp, că n-ai și arbitrat de câteva ori și nu suportam să mi se spună mai spunea român sau nu știu ce și nu prea acceptam. Sunt un suporter al echipei naționale și voi rămâne un suporter al echipei naționale pentru că am jucat pentru echipa națională. Asta este problema. Nu suntem mai să criticăm pe nimeni, suntem mai să ne spunem niște opinii, da, pe care oamenii criticăm, domnul Dragoș, și criticăm mai, ne scuzăm prea mult. Îi și criticăm, nu vorba de scuzat, ne scuzăm în fața lor și ei de multe ori nu dau doi bani. Da, îi și criticăm atunci când trebuie să-i criticăm. Domnul Gheorghe Ion spune, este o cauză pierdută. Îl salutăm pe această cale pe domnul Tarzan. Păcat de ce a fost înainte, credeți că mă interesează rugby-ul, doar avantaje personale. Este adevărat. Este adevărat, pentru că am asistat și în ultimele zile, s-a anunțat cu Tam Tam pe Facebook această colaborare între federație și ASEU, da? Să specializăm la manager și așa, și am dat mesajul domnului Petrache și am zis, cine sunt acei? Bine, nu l-am întrebat chestia asta. S-au anunțat 18 persoane care vor lua parte la acest curs 2 ore pe zi, da, timp de 2 săptămâni. Și cine sunt aceste 18 persoane? Cum au fost alese? Pe ce criterii? Despre ce vorbim aici? Vorbim despre transparență? Nu, bineînțeles, nu este transparență. De ce nu putem să facem și online? Că poate mai sunt și alții interesați, precum sunt eu, care vreau să-mi dezvolt business-ul meu, să fac un business din ceea ce fac. Pot să fac lucrul ăsta? Nu pot, pentru că federația pune și alege pe cine vrea ea, cu condițiile pe care le alege ea. Probabil acest curs pe care se face acum, probabil va fi introdus pentru noile alegeri. Ca să mai pună o chestie, să nu lase pe alții care vor să-l contracareze pe domnul Alin. Nu știu, dau și eu un exemplu. Posibil să fie asta? Posibil. Sau poate este în imaginația mea. Dar știți cum apar înainte de alegeri, apar tot felul de chestii din astea, după aia iar în unanimitate votăm pe președintele mult ales, da, și prea iubit. Și după aia ne mirăm de ce merg lucrurile așa. Merg pentru că în rugby românesc, din păcate, sunt multe curve, repet, multe curve, da? Am spus mai tare la microfon ca să fiu auzit, da? Bărbați care au vagin în loc de penis, poate cei care nu știau, da? Care vorbesc pe la spate în loc să vorbească în față, am vorbit iară la microfon, care nu sunt în stare să vină să spună lucruri pe nume, să iasă în față să spunem, bă, ne ducem în cap, suntem vai de aia noastră și în curând nu o să mai avem nimic, că ne batem pe sărăcie, da? În loc să vă bateți pe bogăție, vă bateți pe sărăcie, sunteți niște proști, da? Îmi cer scuze, m-am enervat și nu știu, haideți să mai detaliem puțin, că deja m-am enervat. Păi nu trebuie să te enervezi.
Păi nu pot, că ne ducem mai rău în mizerie și nu se oprește nimeni. Toți votează unanimitate. Toți critică și nimeni nu e stare să spună: bă, opriți-vă, gata, schimbăm ceva. Asta e problema. Nu trebuie să te enervezi pentru asta. Este că sunt foarte puțini. Foarte puțini care ies să vorbească, foarte puțini care spun lucruri pe lume. Nu trebuie să, ca invitații noștri acum, să îi punem într-o postură proastă, pentru că ei sunt invitații aici cu altă scop. Noi nu putem, noi nu ne punem într-o postură proastă, pentru că eu nu pot să-l critic la federație, n-am criticat-o niciodată pentru că nu-i cunosc. Nu pot să mă adresez să spun la federație, sunt așa, pentru că nu-i cunosc. Eu pe Alin Petrache l-am cunoscut odată de două ori când juca la Bezier, când arbitram. Nu eram arbitru de tușă sau al cincilea arbitru, al patrulea și ne-am salutat. Mă doare. Eu nu pot să... Deci nu pot să mă... Așa este. Nu, ai dreptate. Ai perfect. Nu, ce scuze. E opinia ta. Eu nu zic că e bine sau rău. Eu nu-i cunosc. Dacă îi cunoșteam, puteam să fac la fel ca și tine, să-i critic și eu, că nu mă dau la o parte. Eu am serviciul meu, am familia. Sper ca critica mea să fie constructivă. Nu vreau să critic, adică nu vreau să aduc în față critica aia destructivă. Adică că îți dai seama că... Dar vreau ca să se înțeleagă, adică, și nu sunt eu acum Mesia să spun: domnule, trebuie să faceți așa. Nu sunt, n-am abilitățile astea. Eu spun doar ce trebuie să spun, pentru că asta gândesc. Acum fiecare gândește ceea ce gândește, fiecare hotărăște ce trebuie să hotărească. Unde este cea mai mare supărare a mea este că oamenii care trebuie să vorbească, care sunt abilitați, oamenii care fac parte din cluburi, oamenii care conduc aceste cluburi, nu vin să spună: băi, într-adevăr, ne întâmpinăm o problemă. Ori le este rușine să ceară ajutorul, ori cred că ei metrizează absolut tot și că așa trebuie făcut. Înțeleg? Asta este supărarea mea cea mai mare. Nu, supărarea mea nu este că un jucător câștigă 3, 4, 2, 5 mii. Nu mă deranjează. Mă deranjează faptul că el câștigă banii ăștia și că nu face pentru banii ăștia. Mă deranjează pentru că acești oameni care aduc acești jucători și, să spunem, acești agenți care... Știu foarte bine situația, că eram într-un club în România când veneau agenți ca să aducă jucători și știam comisionul lor, da? Acolo este vorba de niște bani. Banii ăștia, în loc să meargă către cluburile de copii junior sau să progresăm, ce facem? Nu facem nimic. Asta este supărarea cea mai mare. Nu mă interesează că mâine aș putea să fac eu ca toată lumea. Mă retrag frumos în cuibul meu. Mulțumesc, la revedere. Nu mai vreau să știu cum, nu am știut nici până acum. Nu sunt vocea care se iasă în față și să spun: băi, eu sunt cunoscător. Eu nu am zis asta și departe de mine. Și nu mă scuz, că nu e treaba de scuză aici. Este vorba, sunt oameni care spun, care au curajul să spună, vin și spun, dar sunt oameni care le spun din umbră, care nu sunt în față, care nu vin să spună: băi, da, rugby românesc este așa, uite, așa trebuie făcut. Mai vorbim cu un antrenor, ne mai spune antrenorul ăla: da, e greu aici. Mă, dacă e greu, de ce nu pleci? Mă, dacă ți-e greu, pune, dacă ți-e greu, de ce nu pleci? Că eu n-am văzut pe nimeni să fugă de bine. Eu n-am văzut niciunul, băi, să-i fie bine să fugă. Nu? Eu am văzut oameni care fug când e greu. Am văzut oameni care se opresc când le este greu. Am văzut oameni care atunci când le este greu și nu mai au ce să facă și nu pot să facă absolut nimic, gata, mă, tata, mă, trag de pași înapoi. Dacă toată lumea spune: băi, este greu, păi tu știi ce greu e aici? Păi de ce mai stai dacă e greu? De ce mai stai, dragă? Da, păi du-te, tata, unde e treaba dacă ție ți este greu? Poate vine unul și face treaba ușor. Atât, asta vreau să spun și asta, nu vreau să... Da, haideți să trecem peste acest moment. În fine, îmi cer scuze pentru... Așa sunt Rui Biști Bogdan, se mai aprind, să știi. Da, știu. M-au luat toate transpirațiile de la noi. Nu face nimic. Uite, am văzut un băiat cu minte, hai să totuși să-l punem și pe Tibi în propunere. Aș vrea să vorbim totuși de model și să reinterpretăm până la urmă care e rolul federației, unul la mână. Pentru, v-am spus de la început, pentru am impresia că totul este o chestie politică. Unde mă deranjează cel mai tare și știu, și pentru că fratele meu este în România și are un băiat de 7 ani, vă dau următorul exemplu. La ora actuală, statul român ce face pentru sport? La ora actuală văd că se construiesc cartiere în nebunie de peste tot.
Mă, la un moment dat un băiat deștept ar trebui să zică: bă, băiatule, v-am dat 10 metri de construcție, bă, dar 2 metri, dați-i la sport. Dați-i la sport. Vorbesc în sportul, un sport în general. I-am zis la fratele meu: băi, pe copil îl dai la rugby. Ce, bă, eu l-aș da la rugby, mă, nicio problemă. Dar primul teren de rugby e la o oră jumate de mine. Iar când mă întorc seara și îmi iau toată circulația Bucureștiului nas, păi tot o oră jumate, chiar o oră 45 fac. Cu metrou, schimbă, ial. Deci la ora actuală, noi, vorbesc de capitală, nu avem locuri dotate ca să facem sport. Nu avem. Băi, du-te alergă pe undeva, pe un teren, că nu poți să alergi, pentru că dacă alergi printre case, tu schimbi, alergă după tine. Deci nu avem această bază. Că e rugby, că e fotbal, că e gimnastică, că e handbal, nu contează. Dar nu avem aceste poziții sportive în cartier. Pentru că în cartier, uitați-vă, sunt cartiere care se construiesc acum. Bă, nu mai tineri sunt, mă, și nu mai copii sunt în jurul blocului. De ce nu-i luăm pe aia? Haideți, tăticu, că sunt la 2 metri sau la 10 minute de aici de noi, e stadionul. Hai să vedem ce sport e acolo. Hai să vedem, hai să-i aducem. Și să știți că părinții îi duc. Nu mai este că dacă sunt acum, nu știu câte terenuri mai sunt la București. 3-4 terenuri de la București, și ăla stă la mama dracului, ei nu o să-ți vină nimeni. Sunt două stadioane atâta timp cât statul român nu se scarpină și zice: băi, țara de fapt trebuie. De ce avem nevoie? De un popor puternic, de un popor sănătos. Că fac rugby, că fac fotbal, că fac ce vor să facă, nu contează. Dar să pună la dispoziție baze sportive. Aveți dreptate, domnul Tibi. Mai ales vorbeam de baze sportive. Noi până și casa noastră am fost blegi și am pierdut-o. Despre ce vorbim? Noi nu avem nici identitatea noastră, nici templul nostru. L-am dat și pe ăla. Am fost atât de bine intenționați încât am semnat să-l dăm și pe ăla. În fine, nu mai contează. Luptăm și pentru ăla. Cei care mi-au dat mesaj mi-au zis: stai liniștit că terenul e pași, la revedere. Mai asta, cam scurtă lupta voinice. Lupta a luat sfârșit, gata. Numai. Da, păi a luat sfârșit, pentru că din ce văd eu... Întotdeauna este un câștigător și un pierzător. Da, pe cei de la federație îi interesează mai mult să primească, cum să spun eu, banii pe care i-au investit în vechiul stadion decât să recupereze actualul stadion. Despre asta este vorba. Doamna ministru, ea se luptă pentru Federația de Canotaj și a luat 3 baze de pregătire, da, în subordinea Federației de Canotaj. Iar noi n-avem una. Cum să antrenăm noi atâtea sute de copii când mai ales loturile de under 20 se întâlnesc cu o săptămână înainte de un turneu. Ce performanțe să facem la copii și la junior când copiii ăștia nici măcar nu se cunosc pe nume? Despre ce vorbim? Când noi nu putem să-i ducem într-o bază, când avem baza noastră. Despre asta este vorba. Ne învârtim în jurul cozii. Da, federația poartă o mare parte din vină, că nu se luptă mai mult. Nu vorbim de persoane acum, de persoana lor. Că nu stăm acum să facem analogie despre lucrul ăsta. Numai o chestie, apropo de stadionul ăsta, că eu am auzit o grămadă de discuții, o grămadă de comentarii, dar oare Federația Română avea condiții să întrețină un teren ca Arcul de Triunf dacă îl lua la federație? Păi da, tati, adică tot întreținerea de un stadion putea să-și asume... Sigur. Păi cum a putut și înainte, cum n-ar putea și acum? Adică ba din contră, ar avea mai multe la dispoziție să poată să producă bani ca să-l întrețină. E vorba că se sifonează foarte mulți bani. Dacă Federația Română, de exemplu, trasa terenul cu 2000 de euro, actuala conducere a Arcului de Triunf trasează același teren pe care federația îl trasa cu 2000 de euro, îl trasează cu 4000 de euro. Un exemplu de cum sunt sifonați banii în România. Că despre asta este vorba. Baza aia care este acolo are un hotel care produce niște bani. Are un restaurant unde vin niște băieți deștepți care, așa, are o piscină, are un centru de recuperare.
dacă vă duceți și faceți niște poze ca să vedeți cine intră acolo, cine merge să se recupereze, cine merge să bage la burtică și să mănânce, sau cine mai are camere puse deoparte să vină cu amantele, îți rămâne surprinși. Despre asta este vorba. Un stadion de 5 stele în inima Bucureștiului, care este folosit de niște băieți deștepți din politică, să nu ne ascundem, da, de la anumite partide, de la marea majoritatea, ca să nu, și de la ăia și de la ăia, ca să fie bună, să nu se supere nimeni. Și Rubiu dă în pizda măsii pe niște proști care înjură și ei acolo, care sunt frustrați că n-au și ei un teren. Cui îi pasă? Nimeni nu dă doi bani pe noi, din păcate. Și n-avem un lider să se bată pentru noi. Domnul Petrache e cu omul păcii. Să fie bine, să nu fie rău. Nici acolo, nici acolo. Să fie bine cu toată lumea. Să fie pace, să nu fie rău. De asta este, nu știu, poate și-a găsit menirea. Poate trebuia să ducă la, nu știu, la corpul păcii, la ONU, nu știu, la cei care luptă pentru pace. Dar, din păcate, pentru Rubi nu se bate nimeni. Din păcate, nu se bate nimeni în România. Uite, le bate noi, mai vorbim noi de Rubi, mai încurajăm noi. Noi trebuie să-i încurajăm pe copii, să știi, noi nu trebuie să-i înjosim. Trebuie să-i încurajăm, să ridice capul sus. Nu-i înjosim. Vreți să spun ceva? Sunt încă de lăudat că mai fac încă Rubi în România. Cam asta este situația. Sunt încă de lăudat că sunt unii nebuni care mai fac, se mai ocupă în România și care se ocupă cu bine. Dar și ăștia sunt un pic cam așa marginalizați. Stai acolo că stai bine, nu ai ce să cauți pe teritoriul ăsta. În fine, astea sunt niște probleme interne. Nu... Uite, eu văd comentariul Tarzanului Ion și mai vorbesc mai des. Ion e rău de tot cu jucătorii, critică, și mai vorbesc cu el la telefon și zic, băi, Tarzane, băi, fii mai indulgent, asta e perioada, asta e, ce trecuiești așa de rău cu ei și nu știu ce. Și că dai mă carpă în pace, că sunt niște capre, să băi, Tarzan, stai mă cu liniștită. Asta e situația, în loc, noi trebuie să încurajăm, noi trebuie să încercăm să ridicăm, să... Și e greu, eu știu. A să ajuți, trebuie să ai și oameni care vor să fie ajutați, domnul Carp. Trebuie să ai și oameni care vor să fie ajutați și care vor să facă ceva, niște bărbați. Niște bărbați adevărați, adică niște stejari. Că noi avem în fața noastră aici niște stejari. Nu avem ghiocei, cum spuneau alții invitați de-ai noștri. Nu avem de-ăștia floarea soarelui care lasă capul în jos, nu? Te duci după soare, ridici capul. Ce vrei să... Auzi, mă iertați că vă spun, trebuie să... Uite, eu mă uit la... Firmul juca aici în Franța și m-am dus să-l văd la ultimul meci din campionat și eu habar n-am știut. Înainte de Paști a venit acasă și spune, tată, pe 7 trebuie să fiu în România. Zic, cum nu trebuie să fiu în România? Dai vorbi și tu cu mine să-mi spui, să nu știu ce, să discutăm. Păi ce, vreau să mă... A plecat în România, vezi? Ce să-i fac? Îi place să ducă în România, să joace în România. Foarte bine, e un băiat care vrea să progreseze, vrea să ajute să poată să facă ceva, eu știu ce... Îmi pare bine că s-a dus în România, da? Dacă îi criticăm... Băiatul care joacă la Steaua e băiatul tău? Da, mă, Uvertura e băiatul meu, Eduard. Carp. Da, e foarte lăudat. Este foarte lăudat de foarte... Ai văzut ce pasă are, se vede că e meseriaș? Da. E foarte lăudat. Mulți văd cuplul 9-10 de la Națională, cu Alin Conache. Auzi, eu n-am vrut să... Nu că n-am vrut să plece în România. I-am zis, tată, toți băieții din Franța, toți băieții din România vor să vină să joace în Franța. Avea niște oportunități bune, dar vezi tu, dacă eu acum mă apuc și îl critic și spun, băi, nu e bine, nu știu ce, îl dezgust, lasă băieții acolo, sunt tinerei, să își fac plăcerea. Asta e Rubi în România, dar dacă noi îi descurajăm, nu ajungem la nimic, știi, nu ajungem. Că da, aveți perfecte dreptate, să dați în antrenori, să dați în federație. Eu nu dau în federație că nu-i cunosc nici pe antrenori, dar voi îi cunoașteți mai bine. Dar jucătorii n-au nicio vină. Jucătorii vin, fac ce pot, își fac plăcerile. Ce să... Dar noi n-am dat în jucători în sensul că avem ceva cu ei. A, nu, e foarte bine, am văzut că nu, e foarte bine ce faceți. Noi chiar încurajăm să aibă personalitate, noi încurajăm să aibă personalitate, să fie bărbați, că dacă ești bărbat, ești bărbat și în teren. Dacă n-ai personalitate în afara lui, n-ai personalitate nici în teren. Despre,
Despre asta este vorba. Dacă nu ești un om și în afara terenului cu cojones, în teren nu vei fi cu cojones. Despre ce vorbim? Vei fi la fel cum ești și în afară și acasă. Dacă acasă spui da, și în teren vei spune pa. Deci nu, despre ce spune? Despre asta vorbim. Înainte erau care ce puteam când mă duceam și vedeam oamenii ăia, și jucătorii ăia, și acum mi se face pielea găină, se cutremura pământul cu mine când călcau. Erau niște imenși, dar nu doar ca oameni, ca fizionomie, și oameni ca și caracter. Când vorbești cu ei, adică oamenii ăia pot să imite niște lucruri foarte interesante care îți rămân întepărite în minte. Emit niște păreri, rămâi ceva cu ei de la o discuție. Hai să purtăm o discuție cu mulți dintre anumiți tineri, nu toți, că sunt și foarte mulți deștepți și foarte mulți copii deștepți care vin acum din urmă, generația tânără. Dar să spunem așa, care sunt așa medii, da, purii, să spunem așa, unii ferească sunt. Deci... Uite, eu am văzut băiatul ăla, am vorbit un pic cu Gică Vulcaru, i-am explicat. Eu am văzut băiețelul ăla de la Steaua, Cornache, ăla e un diamant, ăla e un diamant brut. Ăla trebuie să intre pe mâna unui băiat să-l șlefuiască un pic, să-l antreneze, să-i dea un pic. E un băiat de loc, e extraordinar băiatul ăla. Aleargă, plachează, e peste tot, dar în schimb, îi lipsește un pic de rugby. Dacă ar cade pe mâna unui băiat un șlefuitor să-l dirigeze un pic pe drumul bun, ai avea un băiat nemaipomenit. Nemaipomenit. Mie mi-a plăcut de copilul ăsta. Nu, e un băiat cu multe calități. E un băiat care are calități. Da, rămâne. E o discuție foarte interesantă. Îl salutăm și pe Năstase Cornel. Îl salută pe domnul Tibi. A spus că i-a fost ca un model când era mic și... A avut șansa de a se antrena și a juca alături de el și de Gică Dinu. Îl salutăm și pe Cornel, prietenul nostru. Și oameni, ca niciodată au fost atât de multe mesaje în seara asta. Drept urmare, acest live chiar a solicitat foarte mare interes. Avem 2 ore și nu ne săturăm. Drept urmare, ca să ne temperăm puțin ieșirile și supărările, din păcate, de mult am mai avut așa... să refulez pentru că s-au adunat atât de multe supărări. Aș vrea să fac un tur de forță și să încheiem. Încep cu domnul Dragoș și după aceea domnul Tibi și domnul Panait. Domnul Dragoș, un cuvânt de încheiere și un salut pentru cei care ne privesc. Mulțumirea mea este că acești doi jucători, foști colegi, au acceptat invitația noastră. Aș vrea să le pun o întrebare de sfârșit și să fie scurtă. Aș vrea să-i întreb dacă au un regret în viața lor și dacă ei cred că ar fi putut să facă ceva mai bine, iar acel lucru pe care a vrut să-l facă nu l-a pus în practică și au regretat toată viața lor. La nivel de rugby vorbim, strict rugby. Domnul Tibi, haideți ca să luăm așa, domnul Dragoș. Ok, întrebarea, am înțeles foarte bine cu regretul. Doar ultimul cuvânt, ca să aș fi vrut să vorbesc mult mai multe, mai mult despre mine, despre că nu m-am oprit doar la Grivița, deci totul a luat-o stânga-dreapta. Dar poți continua 5 minute, că nu este o problemă. Sper să fiu invitat și alte reprize dintre astea, că au fost care o priză de box. Nu uitați că totuși și trebuie să reținem că critica servește pentru a progresa un grup, a progresa un jucător. Când se critică, atenție, criticăm balonul, dar nu criticăm jucătorul. Asta e cel mai important. Revin la regretul în viață. La regretul în viață, asta toată lumea le are. De ce oare de ce am semnat la Narbon și pe aceea nu aveam, am avut ocazia să mă duc în Anglia? De ce n-am semnat în Anglia și am rămas în Franța? De ce n-am semnat la Clermont-Ferrand și m-am dus ca prostul la Narbon? Unul singur. Deci regrete în viață toți le avem. Le avem de o măsură care... vom fi afectați, o să ne gândim toată viața, băi, de ce n-am făcut asta? Deci, regrete întotdeauna vor fi. Dar spune-mi unul.
Unul, pe ce am zis, de ce n-am semnat în Anglia și am rămas în Franța? De ce, de ce, de ce am plecat, de ce am rămas la Grivița și nu m-am dus la Dinamo? De ce, ca să fiu și eu acum la pensie? Și de ce, de ce, de ce, de ce, de ce? De ce n-am terminat școala? De ce n-am terminat școala? Ca prostul, m-am grăbit repede să plec în Franța. De ce, de ce? Deci sunt regrete pe care ne vor urmări poate toată viața, că, dar trebuie să trecem peste ele, pentru că un regret trebuie să-l asumi. Înțelegi? Și când asumi, așa, mergi cu el la capăt. Domnul Tibi, nu vreau să încheiați. Vă rog, continuați, pentru că noi vom intra în pauză într-o vacanță și nu vreau să pierdem această emisiune fără să dezvoltați puțin. Nu ne grăbește nimeni, mai avem timp 10 minute fără niciun fel de problemă. Continuați, vă rog frumos, în legătură cu cariera dumneavoastră și pentru cei care ne privesc. O secundă, să ne spună Carp asta, să ne dea răspund la întrebarea și pe urmă continuăm cu Tibi. Nu, nu, domnul Carp va răspunde când... A, va încheia. Gata, perfect. Gata. Domnul președinte închide. Gata. Da. Vă rog, domnule. Îți plătim noi curentul. Apropo, Tibi, ai un tricou foarte frumos pe tine. Păi să știi că este tricou de la, dacă ți-a aduci bine aminte, de tricou de la DIEF. Și de asta, aștind, auzind și aflând că suntem împreună în această emisiune, zic că, băi, trebuie să fie un tricou care să ne reprezinte pe amândoi. A vrut să le ia pe la roșu din spate, dar a zis că dacă intri... Bă, la roșu din spate am zis, hai de mă să fac puțină decorație, să-mi zic ăștia că... Nu? Uitați-vă, uite câte tricouri ai tu în spate. Și nu uitați că la epoca respectivă n-aveam așa multe tricouri, l-a schimbat cum este asta la noua generație. Le aveam, le spălam, le... și erau din cârpă curată. Mai ți-aduce aminte, până când... Am și un tricou, așa cum îl aveți dumneavoastră, am și unul. Mi-a făcut short-uri din părdele de la vagoane. Eu am două tricouri, unul roșu și unul alb, ale mele, de când am început eu prima dată și fiime mi-a spus, dar ce tricouri sunt astea? Și bă, băiatul ăsta stau în valoare, așa erau. Și că păi n-aveați sponsor, n-aveați nimic. Ce să avem sponsor, mă, vorbești de sponsor? Bă, dar era fericiți. Asta e cel mai important, că am trecut aceste momente, că revin totuși la Ruby. Uite, domnul Zaman, vedeți ce facem noi la urși? Asta facem, numai bășcălie. Râdem, glumim. Da. Așa este. Zic, Ruby ăsta, până la urmă, cu bine cu binele curelele pe care le-am întâmpinat toți, să știți că pentru noi a fost ceva extraordinar. Deci a fost o școală a vieții pe care când am oprit efectiv Ruby-ul, să știți că când am zis ok, plec pe o parte profesională, m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat pe partea de management, a trebuit să am grijă de unele echipe, deci m-am descurcat foarte bine. Deci în 2 ani de zile am devenit responsabil în agenția unde lucrez și la ora actuală. Și toate astea grație și mulțumesc acestui sport, pentru că ăsta mi-a dat putere, nu mi-a fost frică. Deci toți care nu vreau ca să facă nu știu ce lucrări, am fost singurul care m-am angajat, care m-am dus și efectiv la sfârșit numai reușite au fost. Deci atâta timp cât vrei, cât vrei, poți să mergi până în pânzele albe. Așa este. Așa este. Și este o plăcere să, nu știu, emisiunea asta eu cu domnul Dragoș chiar vorbisem cu două zile înainte și spuneam, domnul Dragoș, trebuie să vorbim cât mai mult despre urci, dar uitați cât de multă pasiune câteodată strânesc discuțiile acestea și, cum spuneați dumneavoastră, a fost ca un meci de box. Am fost și acolo, ne-am dus și acolo. Câteodată este foarte greu să păstrezi linia aia pe care o hotărâm la început. E foarte greu pentru că pasiunea este foarte mare, și pentru noi cei care suntem, să spunem așa, implicați mai direct, este câteodată copleșitoare, pentru că vin din toate părțile oameni care ne văd ca pe niște purtători de mesaj, ca cei care ar trebui să spună lucrurile pe nume și din păcate suntem cam singurii lor apărători, singura voce liberă care
care se poate exprima nu doar în online, dar și în rugby românesc. Din păcate, de multe ori limbajul ăsta dublu, din păcate, ne face să regresăm în loc să progresăm. Și vreau să-i dau și domnului Carp șansa de a-și face încheierea și de a răspunde la întrebarea domnului Dragoș Nicolae. Regretul. Deci, ce regret? Eu singurul regret sportiv n-am niciun. N-am niciunul pentru că toate care au fost de luat, că puteam să fac, le-am luat conștient și nu am niciun. Singurul regret că atât timp cât am jucat rugby în România, n-am învățat o meserie, să învăț ceva, ca în momentul când vii în Franța să ai o calificare, să ai ceva, că tot speram după sfârșitul carierei, eram în întreprindere, creștea categoria, creștea și ajungeam maestri la sfârșitul carierei. Numai că noi eram tineri, nu eram la sfârșitul carierei și când vii în Franța să te lovești de, când te întreabă ce știi să faci și spui că nu știu nimic, a fost foarte greu. Ăsta singurul regret. Ca sportiv n-am niciun regret. Și ca să închei, vreau să profit de această ocazie încă o dată, să salut toți ursuleții și toate ursulețele și să-i aștept pe toți cei care mi-au promis că vin la noi în asociație să vină. Chiar dacă nu poate să mai joace, să vină, că sunt primiți cu respect și avem nevoie de toată lumea. De toată lumea. Și să plătească cotizația. Să plătească cotizația. E mai important. Auzi, oricum, dacă nu plătesc cotizația, în momentul când se fac rezervările, trebuie să plătească cotizația. Băi, cotizația e făcută. Să vă spun de ce am pus o cotizație. Că până la urmă nu aveam nevoie neapărat. Dar cotizația de ce? Voiam să le organizez și eu un voiaj plăcut, să-i scot pe mare, să le dau o masă, să le dau o bere, gratuit, să nu-i coste nimic. Sau, cu altă ordine de idei, uite cum a fost cazul Mito atunci când am fost cu asociația, i-am ajutat și cu prezența jucătorilor și cu un cec, pentru că aveam niște bani în asociație. Deci se întâmplă ceva cu un jucător dintre noi, mă duc repede la asociație, scot un bănuț și l-ajut și pui acolo cu ceva. Un jucător român, ca un copil care vrea să vină în Franța, să facă un staj, să vadă, să scoatem un bănuț de la asociație, îl ajutăm și pe el, îi plătim o casă, o masă, să poată să facă. Deci ăsta e scopul cotizației, nu să se îmbogățească asociația. Nu e scopul chestia asta, înțelegeți? Deci, Tibi, dacă râzi, dacă vrei să vii lângă noi, dacă nu plătești cotizația, nu vii. Pare, scuze-mă, dar râd de două minute pentru că am mesajul lui Tarzan și tot plâns. Domnul Zaman, dacă nu știați, eu cânt cu acordionul. Bravo, Tarzan. Să mă mai spune contestul. Când m-a luat la echipa națională, deci Nateo mi-a spus și că băi, lasă că nu o să stai mult la echipa națională. Ei veneau din Anglia și m-au văzut la hotel și că ce faci mai aici? Deci că am venit și eu pe aici să mă plimb cu băieții. Și că lasă că nu o să stai tu mult. Bine, jucăm un meci cu Samoa, am făcut un meci extraordinar, am marcat două eseuri, transformări. Seara ne-am dus să cântăm cu acordeon și cu Toader Marcel, Dumnezeu să-l ierte, și cu Fiști o răgălie. Și după aia seara ne-am întors la hotel, la Haiducu, și stăteam și cântam acolo în față la hotel, punea Naca, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Naca mi-a spus, Carp, fii atent aici, dacă se întâmplă ceva pe mine și pe tine te dă afară. Noi suntem primii pe liște care ne dă afară. Și stăteam și cântam acolo pe asta și cred că nea Răgălie, nea San, nea Teo, Dumnezeu să-l ierte, n-a suportat gălăgia, a plecat și s-a culcat acasă. Și când a ieșit din hotel a spus și că băi, vă să te țin mai mult, dar cred că o să te dau mai repede afară. Da, amintiri frumoase și trebuie să repetăm. Poate, nu vreau să-mi promiteți acum, dar poate după ce ne întoarcem din vacanță, septembrie-octombrie, repetăm această întâlnire pentru că poate chiar într-o formulă și mai numeroasă, ca să rememorăm aceste amintiri, cred eu că sunt foarte... foarte interesante să discutăm despre ele. Să-l invitați pe Tarzan, că văd că face comentarii
de asta așa, să-l invita și pe Tarzan și dacă are ceva în pantaloni, cum să laudă că avea, că era tare, să vină aici în față să vorbească și el. Bine, a promis că vine și îl salut pe calea asta. Mă tot minte că vine și nu vine. Bine, va veni cu siguranță. Bogdan și am punctat foarte bine. Sper că într-o zi să avem aliniați așa vreo 10 dacă se poate și să lăsăm critica deoparte și să ne povestească așa fiecare câte o povestioară de ce s-a întâmplat în Catalanite, pentru că cred că poți să stai o noapte și nu o să te plictisești. Ar fi extraordinar să v-am, uite, poate chiar ar fi ceva extraordinar să fiți într-o formulă, să fim 6-7 cât putem să introducem aici pe platformă și să facem o rememorare din astea cu amintirile frumoase din perioada cantonamentelor, a meciurilor dinainte. Hai că trebuie să facem și o selecție, hai că cei valoroși trebuie să treacă, vin în față, nicio problemă. Dar mai sunt câțiva tineri de ăștia, adică generația mea, să spunem, care au talent, adică l-a povestit, nu? Și știe drumul care despre cine vorbesc. Adică să, nu le luăm, trebuie să-i chemăm, din contă trebuie să-i chemăm ca să ne povestească. Îi chemăm, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Domnilor, vă mulțumesc, a fost chiar o plăcere. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea de mai devreme, dar uneori cred că am ținut-o prea mult supărarea asta și din păcate am răbufnit în seara asta, pentru că este o supărare când văd că suntem unde suntem, nu e pentru mine, că nu sunt eu în prim plan, dar sunt jucătorii ăștia și țara noastră care ar trebui să fie mult mai sus din păcate și nu este. Domnilor, vă mulțumesc, domnul Dragoș, vă mulțumesc, domnul Tibi, a fost o onoare și este o onoare, domnul Carp, o plăcere și o onoare. Și cu siguranță trebuie să facem și a doilea episod, continuarea. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc. Să mai România, aveți copii. Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și vă doresc multă sănătate acasă. Și noi, mai ales că ne-a ținut toată seara să ne spună de lumină. Lasă-mă, Carp, că mergem la Cașin și recuperăm de acolo lumină. O seară frumoasă tuturor. La revedere. La fel, v-am pupat. Pa, 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 pa.